Și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Energy Strategy Summit organizată de Energinomics. Sunt condiții cu totul speciale în acest an. Suntem în continuare în mijlocul pandemiei, ceea ce ne obligă la acest format complet online, cu plusurile și cu minusurile acestui format. Sunt foarte numeroase aceste avantaje la care mă voi referi în cele ce urmează. În prima parte a zilei, așa cum probabil ați văzut deja din agenda, avem câțiva vorbitori de prima mână care vor deschide ziua și de asemenea vom începe în foarte scurt timp și un prim panel al zilei dedicat tranziției energetice. Suntem pregătiți, ne urmăriți așadar pe site-ul Energinomics, în pagina noastră de YouTube, în pagina de LinkedIn și în platforma MyConnector în două versiuni de transmisie, în engleză și în română. Acestea fiind elementele tehnice, voi da cuvântul imediat pentru câteva vorbe din partea organizatorilor, Variniei Radu, care este director general și fondator Energinomics, pentru a ne transmite câteva cuvinte, câteva gânduri în deschiderea acestei sesiuni de Energy Strategy Summit. Bună dimineața, Varinia! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Gabriel, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ediția online din acest an al evenimentului fanion al Energinomics Energy Strategy Summit 2020. Un an dificil, dar foarte important, pentru că în sfârșit și cât mai curând sperăm, toate elementele esențiale par să se alinieze pentru a permite lansarea unui nou ciclu investițional în industria energetică din România, de la politicile europene și locale, la legislație și strategii investiționale ale sectorului privat și financiar. Avem pe de o parte obiectivele strategice, așa cum au fost formulate în Planul Național Integrat pentru energie și schimbări climatice. Avem apoi în stadii avansate de pregătire modificările legislative care să armonizeze cadrul legal și de reglementare cu piața comună, menite să încurajeze noi investiții, liberalizarea piețelor de gaze și electricitate, contracte bilaterale de energie, o nouă schemă de sprijin pentru capacități bazate pe tehnologii curate sub forma contractelor pentru diferență, diverse scheme de sprijin și planuri de restructurare. Se află în discuție la nivel european bugetele de investiții pentru următorii 7 ani, incluzând fonduri de miliarde de euro pentru redresarea economiei post-pandemie, dar și pentru tranziția energetică. Deși fondul recent aprobat Just Transition pare să nu mai includă energie nucleară sau capacități de generare pe bază de gaze naturale, România are încă o carte importantă de jucat în legătură cu resursele sale de gaze naturale și rolul acestora în tranziția energetică. Marile companii de stat din energie au pregătit planuri de investiții și achiziții pentru următorii ani, mai ambițioase ca niciodată și din punct de vedere al investițiilor în tehnologii noi, iar companiile de transport și distribuție au la rândul ei clarificate investițiile pentru anii care vin. Acestea vin mână în mână cu cele ale producătorilor și asigură adecvanța și reziliența sistemelor naționale de transport de electricitate și gaze naturale. Nu în ultimul rând, criteriile pentru o finanțare sustenabilă prevăzute recent de taxonomie, grevate pe țintele de decarbonare și protecția mediului, vor influența semnificativ planurile de investiții ale companiilor și ale finanțatorilor, fonduri, bănci, investitori instituționali. Toate acestea permit ca dialogul pe care Energinomics îl propune astăzi să sintetizeze toate temele importante ale momentului, precum și detalii cu privire la proiecte de investiții concrete. Suntem onorați să vă avem alături și suntem convinși că veți avea o zi foarte interesantă. Vă mulțumesc, Gabriel! Mulțumesc foarte mult, Varinia. Voi da cuvântul imediat reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe, domnul Cristian Bădescu, responsabil cu chestiunile energetice din partea diplomației românești. Suntem onorați să-l avem alături astăzi pentru un mesaj care ar trebui să deschidă temele importante pe care le vom aborda în cele ce urmează. Suntem într-o perioadă în care politicile europene sunt extrem de influente în ceea ce privește comportamentul de piață al companiilor din România și, în general, mișcările din piața de energie de la noi din țară. Așadar, îi dau cuvântul acum domnului Cristian Bădescu.
Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. O să am doar o rugăminte tehnică să vorbiți pe cât se poate un pic mai lent, astfel încât traducătorii noștri să-și poată face treaba cât mai bine. Mulțumesc așadar, domnule Bădescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc eu pentru invitație, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră din nou și nu pot decât să încurajez acest format de discuție care devine tot mai prestigios și tot mai tradițional, dacă îmi permiteți exprimarea. Energy Strategy Summit are rolul său în momentul ăsta într-un dialog între autorități și companii și societate interesată, actorii în societate interesați de problematica energetică și nu este decât un semn de normalitate a statului și societății pe care vrem să o construim. Practic ne revedem după un an în care, sau mai puțin de un an în care am continuat să avem un context dinamic în ceea ce privește industria energetică. Intenția mea este astăzi să-mi împart intervenția în trei părți, niște remarci generale, după aceea o mică prezentare legată de ceea ce înseamnă dinamica europeană și după aceea, în final, un set de remarci legate de capacitatea României de a juca un mai important rol la nivelul regiunii care îi aparțin. Încep prin remarcile generale. Ne regăsim, ca și în discuția de anul trecut, într-un mediu marcat de un angajament politic foarte puternic în favoarea efortului de combatere a schimbărilor climatice cu impact inevitabil asupra industriei energetice, în condiții în care cele două subiecte sunt deja în foarte multe state membre puse împreună chiar în cadrul formatului de organizare a guvernelor. Și la noi, dialogul dintre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Mediului este unul natural și cu siguranță se va consolida. În același timp, este foarte important să vedem că la nivel internațional acest angajament privind înscris în acordul de la Paris, privind combaterea schimbărilor climatice, se poate realiza numai printr-un efort conjugat al actorilor internaționali. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană este un model și cu cât mai repede va demonstra că acest model pe care îl propune își dă roade pe plan economic și social, cu atât mai repede și alți actori internaționali ne vor urma. Dar nu trebuie să așteptăm aceste rezultate. Din punct de vedere politic, dialogul cu la nivel internațional pentru combaterea schimbărilor climatice rămâne esențial. În același timp, atingerea țintei de zero emisii pentru Uniunea Europeană pentru anul 2050 nu se poate face decât printr-un set combinat de măsuri în domeniul eficiențe energetice, în domeniul producției de regenerabile și a noilor tehnologii care ne vor permite, cel puțin pentru o perioadă de tranziție, să continuăm să utilizăm combustibilii fosili. Și aș face o mică remarcă aici legată de discuție extrem de importantă la nivel politic care va începe în toamna aceasta cu privire la ținta pe care Uniunea Europeană și-o va asuma pentru reducerea emisiilor pentru anul 2030, ca etapă intermediară către acel 0% pentru anul 2050 de care vă spuneam. În acest context și România, sigur, va trebui să se angajeze, să continue să se angajeze în acest extrem de intens efort pe care se desfășoară la nivelul Uniunii Europene, iar industria energetică are un rol esențial în a găsi soluțiile pentru atingerea obiectivelor politice. Când vorbim de context, acesta a fost un element care e constant, a rămas de anul trecut și va continua să ne marcheze mediul în care vom evolua. Un alt element constant va fi creșterea pe termen lung a necesarului de energie odată cu aceste procese de digitalizare și automatizare, de implementarea inteligenței artificiale. Și în acest context, tranziția economică pe care o traversează Uniunea Europeană și implicit România trebuie să includă și creșterea capacității de producție, ceea ce va însemna, pe fond, creșterea securității energetice.
Sunt două elemente însă în context care au reprezentat elemente noi. Pe de o parte au fost variațiile extrem de spectaculoase ale, și conjuncturale ale prețului combustibilor fosili și pe de altă parte această pandemie care a impus o reorientare a priorităților și la un moment dat chiar părea să fie pus sub semnul întrebării angajamentele pe care Uniunea Europeană și le-a luat la nivelul în ceea ce privește energia și schimbările climatice. Din fericire, planul de redresare, reacția Uniunii Europene a fost foarte rapidă și aș vrea să subliniez capacitatea instituțiilor europene de a formula rapid angajamente de sprijin în favoarea actorilor economici și mai mult decât atât a fost un context care a permis, așa cum dezvoltarea Uniunii Europene s-a petrecut în ritmul crizelor, a permis realizarea unor pași importanți în ceea ce privește consolidarea demersului comun european pe mai multe paliere. Nu se intru acum în detalii. Acestea au fost câteva remarci legate de contextul în care evoluăm. În ceea ce privește, fiindcă am început deja să vorbesc despre Uniunea Europeană, în ceea ce privește evoluțiile la acest nivel, aș pleca de la o comparație, v-aș da două exemple în legătură cu modul în care România s-a poziționat în relație cu Bruxelles în perioada foarte recentă. Pe de o parte, România a fost într-un grup mare de state membre care au solicitat ca acest proces de redresare europeană să pună în centrul lui implementarea Green Deal-ului, Pactul Ecologic European. În același timp, România, alături de un grup relativ mare de state membre, au transmis o poziție comună în care au solicitat continuarea sprijinului de care trebuie să se bucure, cel puțin ca energie de tranziție, sectorul gazelor naturale. Iar România a fost statul membru de la nivel european care a făcut referiri și a pus acolo un mesaj direct legat de necesitatea sprijinirii producției de gaze naturale. Pentru că dacă vorbim despre securitate energetică pe termen lung a Uniunii Europene, cele două elemente de care avem nevoie sunt evidente, definite și asumate, diversificarea aprovizionării și valorificarea resurselor indigene. Aceste două exemple, aceste două poziționări ale României nu fac altceva decât să ne arate nuanțarea pe care o avem în relație cu angajamentele la nivelul Uniunii Europene, pentru că România transmite câteva mesaje importante plecând de la acest exemplu. Pe de o parte, transmite mesajul legat de importanța continuării urmăririi obiectivului de asigurare a securității energetice, spuneam prin diversificare și prin valorificare surselor indigene. Iar aici, cred că merită să remarcăm faptul că regiunea Dobrogei, revenind la România, regiunea Dobrogei și zona Mării Negre au potențial de a deveni un pol de producție energiei foarte important. Există componenta energiei nucleare. Dezvoltarea proiectului de la Cernavodă rămâne un obiectiv strategic înscris și în strategia energetică națională și în planul național integrat. Și din punct de vedere politic, activitatea este foarte intensă pentru redefinirea proiectului acesta în colaborare cu partenerii noștri strategici. Pe de altă parte, dacă vorbim despre Marea Neagră, sigur vorbim despre offshore și este foarte important că discuțiile continuă pentru definirea și adoptarea cât mai rapid a unui cadru de reglementare transparent și competitiv. Dar nu în ultimul rând, aș vrea să mai semnalez faptul că Marea Neagră înseamnă pentru România din punct de vedere energetic și potențialul său de offshore eolian. Și în ultima perioadă, România a făcut demersuri energice pentru ca în viitoarea strategie pe care o va prezenta Comisia Europeană în toamna acestui an, în ceea ce privește valorificarea potențialului de offshore eolian al Uniunii Europene, Marea Neagră să se regăsească acolo.
Asta spuneam că este unul dintre mesajele pe care le transmit România. Al doilea mesaj este cel legat de faptul că este esențială ca această tranziție energetică și acest angajament climatic să nu se traducă prin efecte negative pronunțate în ceea ce privește economia și planul social. Iar aici nu dau decât două exemple sub formă de oportunități. Este fondul de modernizare, care a mai fost amintit și care devine activ la începutul anului viitor și care pentru România reprezintă o șansă de a derula această tranziție energetică fără efectele negative de care vă spuneam. Și în al doilea rând, eu vorbesc de fondul de tranziție justă, care este definit pentru sprijinirea, dacă primul sprijină industria, cel de-al doilea sprijină regiunile care sunt afectate de această tranziție energetică, iar pentru România, sigur că regiunile termocentrale, cărbunele, este cel mai afectat. Și în jurul acestei regiuni se vor construi planurile de sprijinire a acestor autorități locale, cetățenii din zonele respective, industrie din zonele respective. Fără a avea o industrie directă, ideea era de a dezvolta industrii diferite, de a reechilibra activitatea economică a regiunii respective. Al treilea mesaj pe care România îl transmite este cel de necesitatea valorificării noilor tehnologii. Avem nevoie de aceste noi tehnologii, sunt cheie, pentru a putea să ne atingem obiectivele de reducere a emisiilor și de tranziție energetică. Și din punctul acesta de vedere, pe plan național, un parteneriat mai solid între autorități și companii în ceea ce privește capacitatea de dezvoltare a cercetării, inovării, este iarăși fundamental pentru ca România să poată la rândul ei fi mult mai activă în plan european, în alianțele, așa numitele alianțe care se creează pentru a dezvolta noi tehnologii. Și cea mai recentă dintre ele, o amintesc pe cea legată de hidrogen, pare a fi una dintre cheile tehnologiile viitorului și angajamentul României, participarea României în aceste formate de cercetare devine esențial. Câteva elemente, de fapt încă un mesaj pe care România, scuzați-mă, încă un mesaj pe care România dorește să-l transmită este aceea că, deși se află sub stres, sub presiune, rămâne în continuare o competență națională, decizia privind mixul energetic și menționam nuclearul, menționam eforturile pe care le facem pentru menținerea chiar sub forme diverse și chiar cu ajutorul noilor tehnologii a gazelor naturale în mixul energetic și un mesaj legat de importanța menținerii principiului neutralității tehnologice. Sigur că din punct de vedere al finanțării și o să vin asupra acestui lucru, lucrurile s-au schimbat, Banca Europeană de Investiții și-a redirecționat, să zic, targetul către tehnologii mai puțin poluante. Când vorbim de neutralitate tehnologică, cred că merită să fie menționat, chiar dacă nu aveam acum timp să o dezvoltăm, conceptul de suveranitate tehnologică a Uniunii Europene care a apărut recent și care face parte din viziunea, modul în care Uniunea Europeană se raportează la dezvoltarea noilor tehnologii. Voi încerca să trec foarte repede, uitându-mă la ceas, prin a treia parte a intervenției mele, cea legată de capacitatea României de a deveni un actor mai important la nivel regional. O regiune pe care o știm cu toții, care o știm cu toții este caracterizată de o fragilitate, ca să spun așa, de un risc crescut de perturbări în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, dar remarcăm în ultima perioadă două tendințe. Pe de o parte, creșterea gradului de interconectare și asta dă o fluiditate mai mare pieții și pe de altă parte, o multiplicare reală actuală și de perspectivă a diversificării alimentării prin surse,
surse diferite și mă refer la faptul că recent, în decembrie, TANAP a început să a adus gaz azer în Turcia și merge mai departe spre TAP, dar asta nu înseamnă că nu poate să meargă și în alte direcții, și Turkish Stream-ul care a început să funcționeze în luna ianuarie. De aceea, noua strategie energetică națională și planul național integrat trebuie articulate, merită să fie articulate cu o dimensiune externă, o dimensiune de cooperare internațională pe care la care și noi, Ministerul de Externe, putem să sprijinim. Pentru că e nevoie de cum spuneam, de o abordare nuanțată care să integreze și geopolitica fosililor, energiilor fosile și noua geopolitică a energiilor regenerabile și capacitatea noilor tehnologii de a impacta relațiile dintre state și dincolo de oportunitățile de cooperare cu partenerii strategici, lucrurile astea trebuie să ducă la ceea ce spuneam că e obiectivul nostru de asigurare a securității energetice. Când spun de o dimensiune externă a strategiei naționale, mă refer, printre altele, și la o coerență a prezenței și activității României în formatele de cooperare regională, iar aici un format extrem de promițător este inițiativa celor trei mări și fondul de investiții al inițiativei celor trei mări, care oferă posibilități de finanțare și care poate să vină în sprijinul proiectelor pe care companiile românești le au. Un ultim cuvânt aș vrea să-l spun despre importanța proiectelor concrete de infrastructură în această abordare regională a României și menționez aici BRUA, a cărei primă fază este așteptată să se finalizeze în acest an, și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, a cărui inaugurare este de asemenea, conform anunțurilor făcute de către compania Transgaz, este de asemenea așteptat să se pună în funcțiune în acest an. Deci avem elemente concrete, avem determinarea și cred că foarte curând vom avea și rezultate mai vizibile și mai bune în ceea ce privește ceea ce spuneam că e obiectivul de a consolida rolul României la nivel regional. Un mesaj în final de încurajare a acestui tip de dialog și o manifestare deschiderii ministerului nostru de a sprijini și dialogul și companiile în strategiile lor de dezvoltare regională. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Bădescu, pentru acest mesaj în deschiderea summitului 2020. Sunt în bună măsură atinse deja în acest moment temele majore pe care le vom dezvolta în ceea ce urmează, începând chiar cu intervenția reprezentantului reglementatorului. Sunt de asemenea și câteva întrebări care au fost transmise de către prietenii noștri care folosesc platforma MyConnector și o să-l rog pe domnul vicepreședinte al ANRE, domnul Zoltan Nogbeghe, eventual să se refere intervenția domniei sale și la una dintre aceste întrebări, care sună astfel. La ediția 6 a acestui eveniment discutăm în continuare despre strategie, când vom putea trece de la vorbe la fapte. Suntem în cea mai profundă criză energetică de generare, când rezolvăm aspectele de organizare și reglementare a companiilor și a piețelor. Așadar, domnule Zoltan Nogbeghe, aveți cuvântul. Cu scuzele că am intervenit în mesajul pe care l-ați pregătit deja cu această întrebare din partea prietenilor noștri care ne urmăresc online. Așadar, domnule Nogbeghe, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Este o deosebită onoare să mă adresez iarăși publicului Energinomics și specialiștilor din domeniul energetic din România și nu numai. România, ca orice stat membru al Uniunii Europene, s-a aliniat la prevederile Clean Energy Package și pare să fie pregătită să atace acest ciclu investițional 2020-2030 cu planuri și obiective îndrăznețe, dar absolut necesare pentru a atinge țintele setate pentru 2030 în domeniul energiei regenerabile, dar și în cea eficienței energetice.
După un șoc al economiei globale, ca cea la care tocmai asistăm în cadrul acestei pandemii, planurile de relansare a investițiilor în infrastructură la modul general, printre care și cele, evident, din domeniul energiei care ne interesează pe noi cel mai mult, vor avea un rol major. Este foarte important cum pornim pe acest drum al tranziției energetice înspre ținta finală a decarbonării sistemului energetic și al reducerii poluării și emisiilor de gaze cu efect de seră la minimul posibil. Următorii 10 ani vor fi cruciali din privința șanselor de reușită a României în încercarea de aliniere la standardele și la țintele europene în domeniul energetic, climatic, setate pentru 2050. Trebuie să vă felicit pentru titlurile alese pentru panelurile summitului, care arată un sumar perfect al drumului și domeniilor care trebuie abordate și dezbătute și care ar trebui să fie atent planificate, măcar dacă nu vom reuși să facem chiar o strategie. Deci vorbim despre strategie pentru tranziția energetică, strategie pentru investiții, strategie pentru tehnologie și strategie pentru cooperare. Nu am de gând să intru în detalii, pentru că sunt convins că toate panelele vor avea discuții foarte interesante și nu aș dori să ajung la o concluzie prematură, dar ca idee de dezbatere, nu putem să nu remarcăm multiplele opțiuni care se ivesc în fața noastră pentru a pregăti acest proces de decarbonare prin tranziția energetică. Și trebuie să profităm cât mai prompt de finanțările care sunt oferite, așa cum a spus și domnul Bodescu, de mecanismele din spatele directive ETS, Fondul de Inovare sau Fondul de Modernizare, Fondul de Tranziție Justă, dar și o mare parte din fondurile de relansare ale economiei Uniunii Europene după pandemia COVID, care se vor acorda și care vor putea fi folosite inclusiv pentru domeniul energetic, așa cum am văzut recent într-un mesaj al Comisarului European pentru Energie, Kadri Simpson, sau mecanismele care sunt în pregătire, mecanismele de ajutor de stat permise în continuare de reglementările europene. Mă refer în mod special la contractele pentru diferență, care sper că vor fi luate în calcul de Ministerul Energiei și Economiei și Energiei, nu doar pentru energia nucleară, dar și pentru alte tehnologii, tehnologii regenerabile care nu au ajuns încă la valori ale investițiilor specifice care să le permită să concureze de la egal la egal cu tehnologiile convenționale. Și dacă suntem la capitolul de surse de finanțare, nu putem să nu observăm că și Banca Mondială și Banca Europeană pentru Investiții au un deosebit interes să financeze în continuare, în special proiecte de regenerabile, dar și pe cele din domeniul eficienței energetice. Evident că când se pune problema investițiilor în capacități de producție, primul obstacol invocat de investitori este cel legat de finanțare. Dar având la dispoziție atât de multe mecanisme de finanțare, cred că din perspectiva celor care sunt interesați în a investi, problema, până la urmă, se rezumă la niște detalii tehnice sau calcule financiare în baza căruia își vor alege cea mai potrivită variantă de finanțare a proiectului. Apar însă și alte probleme care sunt mai degrabă legate de activitatea ANR-ului, sunt în curtea noastră, și aceste lucruri ne preocupă în mod deosebit. Și mă refer în primul rând la accesul la rețea, la costurile de echilibrare, mai ales pentru unitățile regenerabile, sau la securizarea finanțării prin contractare. Și din acest punct de vedere, potențialul investitor caută mai degrabă claritate în legislație, armonizare între legislația națională și cea europeană, predictibilitate și transparență în privința evoluției și elaborării legislației secundare. De aceea cred că este foarte, foarte important să avem o abordare unitară, în acord cu reglementările europene, să permitem și să încurajăm contractele bilaterale, PPA-urile, atât de necesare realizării de investiții în segmentul de generare de energie electrică. Cred că și în privința flexibilizării sistemului energetic național am reușit să facem primii pași importanți prin noile reguli de
privind piața de echilibrare, reguli care au fost aprobate de ANR și care o parte dintre ele vor intra în vigoare la 1 septembrie, o altă parte la 1 ianuarie 2021. Vom avea single price pe piața de echilibrare, vom avea perioade de contare de 15 minute, începând cu 1 ianuarie 2021. Un pas cert făcut înspre armonizarea reglementărilor naționale cu cele europene, dar și înspre flexibilizarea semnului, pentru că, până la urmă, asta este scopul. Flexibilizarea este o condiție foarte importantă pentru a integra noi capacități de regenerare și să atragem noi investitori. Însă aici suntem conștienți că sarcina asta nu s-a terminat, știm că mai sunt multe de făcut și vă asigur că ne preocupă subiectul. Și o ultimă idee despre investiții în regenerabile. Noua directivă privind surse regenerabile, care cred că trebuie transpusă într-un an, 30 iunie 2021, deci exact într-un an trebuie transpusă în legislația națională. Deci această directivă prevede o verificare a progresului țărilor membre în 2022, 2025 și 2027. Adică peste 2 ani și un pic vom avea prima evaluare a progreselor, iar noi deocamdată nu am făcut mai nimic. Ceea ce este îngrijorător, pentru că știm foarte bine cât de anevoios și cât de complicat este procesul birocratic de autorizare și de punere în funcțiune a unor centrale electrice. Asta a fost doar un, hai să spunem, un reminder pentru noi, pentru cei care suntem implicați în acest proces, pentru că tindem să uităm niște lucruri, mai ales cele care nu ne convin. Și evident că dacă vorbim despre tranziția energetică, trebuie să vorbim și puțin și despre gaze naturale. Gazele naturale vor avea o importanță deosebită în următorii cel puțin 10, poate 20 de ani pentru Europa Centrală și de Est și, evident, și pentru România. România, care dispune de rezerve însemnate de gaze naturale și un potențial considerabil nefructificat de consum, atât pe segmentul casnic, cât și în industrie, dar și pe partea de producție de energie electrică din gaze naturale. Am văzut recent un raport al Agenției Internaționale de Energie care arată că în ultimii 20 de ani singurul segment în care consumul de gaze naturale a crescut la nivel mondial a fost cel al producerii de energie electrică. Spre deosebire de industrie sau rezidențial, unde consumul a stagnat sau chiar a scăzut ca urmare a măsurilor de eficiență energetică. Și potențialul României în materie de gaz natural este atât de mare încât toate cele trei segmente ar putea să fie acoperite chiar și în condiții de creșteri accentuate. Este evidentă nevoia de investiții în unități de producție de energie electrică pe gaz natural pentru a suplini centralele pe cărbuni, care curând nu vor mai putea face față prevederilor din ce în ce mai restrictive legate de emisiile de gaze și de protecția mediului. După aceea, racordarea mai puțin de 40% din gospodăriilor românești la rețelele de gaze naturale arată că acest segment are iarăși un potențial ridicat și sper că noua rată de rentabilitate reglementată a capitalului investit aprobat de ANR recent în luna mai să fie o invitație pentru operatorii rețelelor de gaze naturale să investească și în acest sens, dar există numeroase oportunități și pentru autoritățile locale, cărora recentele modificări ale legislației primare le permit să investească în dezvoltarea rețelelor locale de gaze naturale și să atragă fonduri pentru asemenea investiții. Investiții care au un potențial foarte, foarte mare din punct de vedere a dezvoltării economice locale. Iar în segmentul industrial, din păcate, evoluția favorabilă a prețului gazelor naturale din acest an se suprapune cu această criză economică nemai văzută și industria nu poate profita pe deplin de această conjunctură favorabilă, dar deja sunt semne că unele industrii care păreau abandonate de 3, 4, 5 ani încep să se trezească din somnul lor de cenușăreastă și mă refer aici, în primul rând, la industria petrochimică din România. Însă pe acest drum promițător al fructificării potențialului nostru în privința gazelor naturale,
trebuie făcut primul pas și cred că primul pas trebuie să fie deblocarea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră. Lucru care poate să schimbe radical poziția României din regiune, punct de vedere economic, dar evident și energetic. Și aici, deși încă, din câte știu eu, nu a fost publicată ordonanța de urgență dată săptămâna trecută, salut inițiativa și decizia Guvernului de a elimina din legea 123, legea energiei și gazelor, dar și din legea offshore, obligația de tranzacționare pentru producătorii de gaze naturale și a fost înlocuită cu obligație de ofertare, una dintre solicitările industriei de petrol și gaze pentru față de decidenții politici din România. Și ultimul subiect pe care doresc să ating este liberalizarea. Iată că suntem foarte, foarte aproape de liberalizarea pieței de gaze naturale. Practic de mâine avem o piață de gaze naturale liberalizată pentru segmentul casnic și au mai rămas 6 luni până la liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici. Chiar ieri am aprobat ultimele prețuri reglementate pentru consumatorii casnici de energie electrică și am intrat pe linia dreaptă a pregătirii liberalizării pieței de energie electrică de la 1 ianuarie 2021. Pe lângă faptul că am convingerea că liberalizarea va avea, sau liberalizările vor avea efecte benefice asupra consumatorilor casnici, chiar dacă nu neapărat de mâine, dar dacă avem răbdarea să se facă apariția și să evolueze pe această piață dominată de un cerc restrâns de furnizori, pe termen mediu și lung, consumatorii vor fi cei care vor simți primii efectele benefice acestor liberalizări. Efectul secundar, care este și el benefic, zic eu, va fi cel al încrederii investitorilor. Liberalizările sunt semne foarte clare despre intențiile autorităților din România și vă garantez că după liberalizare interesul investitorilor față de piața de gaze naturale din România sau piața de energie electrică din România va crește, pentru că exact asta caută investitorii. Condiții libere de trading, de furnizare, de producere, libertatea de a-și desfășura activitatea la care ei se pricep cel mai bine. La final, nu rămâne decât să îmi exprim speranța că toate aceste atât de mult dorite investiții să se materializeze cât mai repede. M-aș bucura dacă chiar la acest summit să reușim să convingem sau să convingeți companii sau autorități să facă pasul decisiv pentru a realiza sau a atrage investiții în domeniul energiei. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă urez mult succes! Zoltán Nagybek, pentru această intervenție și pentru mesajele pe care le-ați transmis celor care ne urmăresc la a 6-a ediție Energy Strategy Summit. Sunt elemente cheie pentru a înțelege care sunt perspectivele de dezvoltare ale sectorului și sunt cu siguranță multe așteptări care se îndreaptă către autoritatea de reglementare. Vom închide imediat această zonă de deschidere a summitului cu un mesaj înregistrat pe care ni l-a transmis excelența sa ambasadorul Richard Morningstar, fondator Atlantic House, responsabil cu chestiuni energetice și vreme de ani buni ambasadorul Statelor Unite pentru Uniunea Europeană, un mesaj care precede intervenția live pe care domnia sa o va avea în finalul acestui summit, undeva în apropiere de ora 5:30. Să ascultăm așadar mesajul domnului Richard Morningstar. Greetings to all of my friends in Romania. I wish I could be there in person with you at your summit. I would like to thank Varenia and Gabriel for inviting me to participate, even if only on video. And I would also like to send greetings to Alex Serban, who is our representative in Bucharest. I'll start just by saying that I really believe that Romania has a critical role to play and transatlantic energy cooperation. Romania is at a strategic interconnection point, being on the Black Sea coast, and being able to transit energy, ultimately from the Mediterranean, from the Caspian, as well as LNG that could come into Romania through Greece and Bulgaria, and then on to the rest of Central and Eastern Europe. Romania has also played a pivotal role in
moving the 3Cs initiative forward, hosting the 3C summit a couple of years ago, being an investor, one of the first two investors in the 3Cs investment fund, and really playing a very positive role with respect to that very important project. But I also should say that there are challenges that we have to address. The EU is shifting its emphasis away from gas infrastructure. Russia's Turkstream pipeline could jeopardize competition in the region. There's still uncertainty over resource development in the Black Sea, and of course, uncertainty created by the COVID-19 pandemic and its effects on future investment. But these issues can be mitigated in any number of ways. The Atlantic Council issued a report a few weeks ago after an 18-month project on recommendations as to transatlantic energy cooperation. These were recommendations to Brussels and to Washington as to how to move forward. I guess first and foremost, the thing that I would want to emphasize is that we need to work together to develop competitive and transparent energy markets. Gas is going to continue to be important for the foreseeable future to reduce overall emissions and further the conversion from gas to coal. And through regional cooperation, such as the 3Cs initiative, infrastructure can be developed and can play its necessary role. I think it's for you. It's also important that we develop alternative resources from the Black Sea, from the Eastern Mediterranean, from the Caspian, as well as LNG, okay, which can come to Romania, as I mentioned before, through Greece and Bulgaria. We also have to work to make sure that the third energy package, the EU's third energy package, is effectively implemented, and that Turkstream follows the rules, and then Gazprom follows the rules if, in fact, Turkstream is going to move forward. Finally, with respect to these issues that I've just been talking about, it's important that there be a joint financing strategy, and I'm happy to say that the United States now has $1 billion which it can invest in Central and Eastern Europe. And that $1 billion can be leveraged further through such things as project finance guarantees and the like. So there's a real opportunity that the United States can put its money where its mouth is and participate in some of these very important projects. Romania is to be commended in various ways. The fact that interconnections have been developed with Moldova is incredibly positive. Moldova has been entirely dependent on Russian gas, and now it won't be. It's also important with all the positives with respect to the Ural pipeline that obstacles also be overcome, including with respect to the Romania-Hungarian interconnector. It's also important to resolve all issues with respect to Black Sea development so that investors can be certain as to what their return is going to be. Another area which I think is very important to cooperate on is the European Green Deal. Developing green technologies is essential to energy security, because new technologies will increase sources of energy, as well as less dependence on a dominant supplier such as Russia. In meeting climate goals, we also need to ensure that there will be an affordable, reliable supply of energy. And one way to get there is for the U.S. and the EU, under the auspices of the Green Deal, to work together to develop new technologies such as hydrogen, carbon capture, battery storage, new nuclear technologies, artificial intelligence, digitization, and more. And with the right policies and a strong transatlantic cooperation, Romania stands to be a regional leader in energy reforms, and will be a leader
and an increasing overall European energy security. And I wish you the best of luck with respect to the summit. And again, greeting to all my friends. And I hope that you and your family, and friends stay healthy as we move forward in this difficult world that we're dealing with. Thank you. It's been a pleasure to be with you, even if by video. A fost așadar excelența sa, ambasadorul Richard Morningstar, cu un mesaj înregistrat pentru prietenii noștri care urmăresc Energy Strategy Summit, un mesaj în care sintetizează în bună măsură temele la care au făcut referire în deschidere atât Varin Iaradu, cât și Cristian Bădescu din partea Ministerului Afacerilor Externe și domnul Zoltán Nagyberg. Sunt convins că sunt teme pe care le vom aborda mai în detaliu în ceea ce urmează atunci când vom vorbi despre strategii pentru tranziție. Suntem onorați să-i avem alături pe reprezentanții la cel mai înalt nivel al unor companii mari, influente în România, domnul Carlo Pignononi, reprezentantul al RVA astăzi în această conversație, doamna Corina Popescu, director general Electrica, domnul Bogdan Banea, director general Hidroelectrica, îl așteptăm în câteva minute și pe domnul Petre Stroie, directorul de țară MET România. Bună dimineața, mă bucur că sunteți alături de noi. O scurtă test tehnic, ne auzim, e tot în regulă? Bună dimineața! Perfect! Pare că totul este în regulă. Vom începe prin a-i da cuvântul domnului Carlo Pignononi cu poziția pe care asociația care unește cei mai importanți producători de energie pe bază de vânt din România o are în acest moment în ceea ce privește tranziția energetică în România. Bună dimineața, domnule Pignononi! Mulțumesc! Mă auziți? Da, vă auzim. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și este pentru prima oară când vin în calitate de președinte al RVA. Este o ocazie foarte importantă să am o discuție cu acești oameni foarte importanți pe această temă foarte importantă și înainte de a vorbi despre pactul ecologic, așa numitul Green Deal, mă întreb pe mine și pe dumneavoastră, există vreo alternativă la decarbonizare? Pentru că uneori este important să ne dăm seama că lucrurile se schimbă și că suntem într-o perioadă foarte dificilă, poate pentru prima oară în istorie s-a întâmplat asta. De noi ca oameni avem un efect atât de grav asupra planetei, încât chiar viața noastră pe planetă este sub risc. Deci, acum în Rusia, în partea de nord, permafrostul se încălzește și se topește și unde este foarte frig de obicei, în loc să meargă cu snowmobilul, merg pe râu, pe apă și așa cum ați auzit președintele Iohannis în România vorbea despre schimbările climatice ca una din cauzele principale care a dus la inundațiile mari din țară și sigur că așa o persoană importantă ca președintele a menționat acest element. Apoi unii din dumneavoastră probabil că poate ni se spune nu vor ca Greta Thunberg pentru că suntem politicieni, suntem directori, dar bun, trebuie să înțelegem ideea de urgență, pentru că schimbările climatice sunt aici. Când la Kyoto poate că eram la timp, dar acum știm că trebuie să acționăm urgent pentru a încerca să limităm daunele, adică poate că există și riscul ca la un moment dat să nu reușim să ducem la revenirea situației, adică trebuie să dau și o percepție, nu, întregii umanități care se uită la noi în sensul de a acționa în această direcție. Și da, sigur că trebuie discutat cu politicienii. Germania este o țară foarte
cu o reputație foarte bună, au cea mai puternică economie și au acționat deja renunța la cărbune și se bazează pe un parc mare de regenerabile și investesc în planuri pentru viitor și analizează și pe cealaltă parte a decarbonizării, producătorii auto trec la vehicule electrice, etc. Asta înseamnă că acum este momentul să acționăm. Există, desigur, și anumite motive. Am auzit de la domnul Bădescu și de la domnul Noghi Beghe lucruri foarte importante pe care le sprijin și trebuie să ne concentrăm pe ele, dar vorbesc despre urgența și urgența pentru că trebuie să acționăm și domeniul electric este intrinsec mai complex decât domeniul gazului sau petrolului și există o mare complexitate și pentru tranziție, pentru că acest lucru implică complexitatea în ceea ce privește alegerea, investițiile și momentul și pentru că se aleg soluții diferite în funcție de țară și de... Deci nu este o schemă care trebuie urmată. De aceea, toți acești politicieni și părțile interesate trebuie să conlucreze pentru a găsi cele mai bune soluții. Și gazul, sigur că este important pe termen mediu și scurt și sigur că concentrându-te pe gaz, nu trebuie să pierzi ținta finală de decarbonizare. Știm ce important este să investești în gaz, dar și aspectele legate de investiții, pentru că la un moment dat vom renunța și la gaz dacă vrem să decarbonizăm întreaga lume. În fiecare an în România există oportunități, pentru că această oportunitate a fost înțeleasă și la nivel european și de aceea sunt multe fonduri disponibile. Încă o dată este important să avem o strategie clară, pentru că altfel este greu. Există și o concurență în a obține fondurile și trebuie să transpunem în legislația primară și trebuie să vedem și care este momentul politic, pentru că vor fi alegeri anul acesta. Este vorba de 944, care este foarte important. Este o lecție foarte importantă care trebuie să fie adoptată și care se va ocupa de diverse aspecte ale sectorului energetic, inclusiv distribuția. Deci vorbesc aici despre complexitate față de alte domenii, pentru că toate elementele din lanțul de valoare trebuie adaptat pentru a fi corespunzător pentru acest Green Deal. Deci, cu siguranță, vedem ca fiind pozitiv faptul că PPA-ul a fost aprobat în țară. Știm că există anumite dificultăți în ceea ce privește această lege, dar așa cum se întâmplă și în alte țări, este o posibilitate de acționare, să ai și alți jucători în acest domeniu, adică clienții, pentru că viitorul sectorului energetic va vedea clientul ca un protagonist al alegerilor și prin aceste alegeri va duce cam, adică clienții mari vor, prin PPA-uri vor face și tranziția către verde și într-adevăr acest lucru este urmărit acum și ce facem noi la RVA în afară de faptul că vrem să că noi ne bucurăm că și așteptăm să se implementeze acest PPA, este vorba despre simțul de responsabilitate pentru această tranziție. Trebuie să spun că inițiativele noastre pentru zona Valea Jiului
care este zona minieră și probabil vor trebui să renunțe la minerite. Intenția noastră este de a găsi o soluție pentru a angaja acești oameni în alt domeniu. Poate și conform noilor posibilități ale Green Deal-ului. Și sigur că nu este direct în domeniul de activitate al nostru, dar trebuie să. Dar asta este important și pentru noi și pentru politicieni, să nu lăsăm în urmă pe nimeni. Este un element foarte important, adică pentru a intra acolo trebuie să conlucrăm cu toții. Apoi este ultimul element despre care aș trebui să vorbesc, pentru că nu vreau să consum timpul celorlalți. Este ce a menționat domnul Nogbeghe, flexibilitatea. Adică flexibilitatea este foarte importantă, face parte din complexitatea la care m-am referit și este vorba de investiții, întărirea rețelelor este foarte importantă pentru dezvoltarea ulterioară. Și scuze pentru întrerupere, spune vorbitorul. Și există și alte investiții, de exemplu pentru stocare, ce fel de stocare, fie că este vorba de hidrogen, așa cum a spus și domnul Bădescu, deși din punct de vedere economic este mai dificil, dar există o șansă, pentru că trebuie să vedem dacă se poate la nivel european, față de alte metode de stocare, cum ar fi cele pe baterie, dar care este o tehnologie mai matură, dar care poate este mai bun pentru pe termen scurt, poate nu pe termen lung. Sunt multe de făcut și invitația mea este să ne întâlnim des și să avem o agendă clară și cu siguranță vom fi un jucător important aici și pentru a avea discuții și pentru a propune soluții pentru a atinge aceste ținte. Asta este ce aș fi dorit să vă spun și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule Pignoloni, pentru această intervenție inițială în care ați plasat punctele cheie de pe agenda RVA, marilor producători de energie din surse eoliene. Vom reveni la dumneavoastră inclusiv câteva întrebări care au venit din partea celor care ne urmăresc și voi merge acum către reprezentanții celor două mari companii energetice din România, inclusiv pentru că sunt convins că în aceste două intervenții din partea doamnei Corina Popescu și din partea domnului Bogdan Badea vom găsi răspunsul la una dintre întrebări. Îmi permit să o reiau foarte rapid. În ultimii 20 de ani, investițiile din cadrul sistemului energetic național s-au prăbușit. Pune aici de la 40% la circa 10-12% din bugetele companiilor. Ce fac ministerul, ce face ANRE-ul pentru lansarea marilor investiții? Sunt curios să vedem răspunsurile din partea companiilor, mai ales că suntem într-o perioadă în care planuri de investiții au fost aprobate, au fost anunțate deja. Îi dau cuvântul acum doamnei Corina Popescu și cu felicitări pentru intrarea în piață de producție de electricitate, despre care vorbeam la Spring Cocktail în urmă cu 2 luni. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți alături de noi! Bună dimineața! Mulțumesc frumos pentru invitație și felicitări echipei Energy Nomics. Totdeauna ne încântați așa cu modul în care organizați aceste evenimente și cred că, așa cum pomenea un pic mai devreme Carlo, avem nevoie de asemenea dezbateri anul acesta. De ce? Vorbim de investiții. Ca să putem să realizăm aceste investiții, avem nevoie de un cadru de stabilitate atât în domeniul legislativ, cât și în domeniul de reglementare. În general, investițiile în sectorul energiei electrice nu sunt investiții care se recuperează pe o perioadă foarte scurtă, sunt investiții care se recuperează pe o perioadă lungă și ăsta este motivul pentru care la nivelul operatorilor economici, în momentul în care iau aceste decizii, se uită și încearcă să facă prognoze pe termen mediu și lung. Revenind la tema dezbaterii de astăzi, care este, din perspectiva mea, una foarte excitantă așa în dezbatere, este adevărat că suntem într-un punct din acesta de răscruce. Putem să acceptăm că Green Deal-ul este o oportunitate și atunci să pornim pe un drum
sau putem să rămânem cantonați în ceea ce facem astăzi și să negăm această evidență că viitorul este verde și putem să pornim pe alt drum. Eu cred că România, cu specialiștii care activează în sectorul energiei electrice, sunt suficient de smart încât să aleagă calea corectă. Așa cum am spus, proiectele în sectorul energiei, și aici cred că v-am mai povestit, am fost la un moment dat la un curs făcut de școala de la Veneția, în care era prezentat modul în care a evoluat piața de energie electrică din Europa. Și m-am bucurat că România figura așa ca un punct verde încă de la nivelul anului 2005-2006. Când am reușit să implementăm mecanisme de piață corecte, am reușit să creăm premisele unei piețe lichide. Și aici vorbesc de OPCOM, pentru că nu trebuie totuși să minimizăm rolul pe care l-a avut, chiar dacă acum pe partea de gaze vorbim de mai mulți operatori, e bine că există concurență, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim că această concurență trebuie să ducă și la o lichiditate și această lichiditate trebuie să fie în interesul promovării investițiilor, pe de o parte, pe sectorul de producție, pentru că acolo este nevoie, și pe de altă parte, o transparență care să permită consumatorului, care este cumva în centrul universului acesta, să facă alegeri corecte în momentul în care piața este liberalizată. Deci, revenind la această intersecție, suntem în fața unei provocări. Ca să ne putem fundamenta foarte bine cărarea pe care o vom alege ca și țară, ar trebui să avem niște elemente programatice care să arate direcția. Și aici o să mă refer la strategia energetică. Este un document care lipsește și m-aș bucura foarte mult să apară. Din perspectiva mea, așa cum am mai povestit, trebuie să arate direcțiile strategice, atât și nimic mai mult, nu proiecte. Trebuie să ne arate cum România își planifică să parcurgă această tranziție către green, de la ceea ce avem astăzi către green, dacă acela este drumul pe care îl alegem, sau și pe deci asta odată, iar al doilea, Planul Național Integrat Energie Mediu, plan în care sunt setate țintele, atât pe partea de renewable, cât și pe eficiență energetică. Practic arată care sunt sectoarele care au nevoie de investiții în următoarea decadă. Deja decadă pentru investițiile din România reprezintă, nu aș spune un termen mediu, reprezintă un termen scurt spre mediu. Deci astea două elemente ne sunt necesare. Domnul Bădescu și domnul Noghi au vorbit foarte frumos despre oportunitățile pe care le avem, oportunități care vin odată cu acest pachet Green Deal, acela de a accesa fie fonduri europene, fie fonduri din Just Transition Fund, care să ne ajute să parcurgem corect și cu un efort cât mai mic pentru consumatorii noștri această tranziție către green. Dar cu siguranță că fără a avea aceste celelalte două documente programatice, ne va fi foarte greu ca și stat membru să dovedim că am ales calea corectă și atunci Comisia Europeană să aloce cât mai multe fonduri către țara noastră. Revenind la investiții. În sectorul de distribuție, cel puțin la nivelul companiei pe care o conduc astăzi, Electrica, noi cred că suntem unii dintre cei mai mari investitori din sectorul energiei. Pot să spun că am investit peste 2 miliarde de lei în ultima perioadă în dezvoltarea rețelelor de distribuție. Sunt investiții care, evident, încep să-și arate eficiența. Începem să luăm și noi calea altor state membre pe sectorul de distribuție, să ne digitizăm, să devenim mai smart ca și operator de distribuție. Segmentul care cred că este văduvit de investiții și aici o să mă refer la întrebarea pe care ați spus-o, este cel de producție. Este foarte clar că
modul în care se va face această închidere naturală, acest landing pe segmentul de producere pe bază de cărbune, va ajuta cumva să renască sau să se redefinească sistemul energetic românesc, pentru că va exista un landing. Întrebarea este cum facem acest landing? Facem un landing pur și simplu, aruncăm din avion și cad pe zona aceea, care oricum este o zonă care are nevoie de dezvoltare, sau facem un landing lean în care creăm alternative. Creăm alternative și cred că acesta este ceea ce trebuie să facă România, să creeze alternative, cum spunea și Carlo, pentru oamenii de acolo, oameni care cu siguranță nu își doresc să plece din România să lucreze în exteriorul ei, ci își doresc să aducă plus valoare și să rămână aici acasă. Cum reușim să creăm alternative? Iar sectorul energiei electrice poate să ofere o serie de posibilități. Vorbim despre investiții în regenerabile, panourile solare, fabricile de panouri solare poate să reprezinte o alternativă pentru zona aceea, fabricarea lor. Vorbim despre e-mobility, stații de încărcare electrice pot să reprezinte o oportunitate. Sunt foarte multe lucruri, important este dacă reușim să definim aceste proiecte în cadrul general, dacă reușim să convingem la nivelul Comisiei Europene că avem o direcție clară și dacă reușim să și implementăm acele proiecte, pentru că ceea ce cred că avem noi ca și problematică nu este în a defini sau a pune diverse proiecte pe masă, ci problematica de a le implementa și a aduce un proiect la bun sfârșit. Cred că asta este ceva ce ne lipsește. N-aș putea să spun de ce. Cred că e necesar de făcut o analiză pe un lanț mult mai extins și nu numai în sectorul energiei electrice și modul în care sunt eliberate avizele și toate celelalte. Deci sunt multe aspecte care trebuie cumva clarificate. Nu o să vorbesc foarte mult despre tranziție. Sunt discuții ample la nivel european. Sunt diverse posibilități. Cert este că avem nevoie de producție flexibilă ca să putem să justificăm și aici pot să spun că cel puțin pe partea eoliană sistemul energetic a ajuns cumva la un maxim fără a contrabalansa impredictibilitatea acestei producții eoliene cu surse care să fie flexibile. O să fie greu de gestionat și de condus sistemul energetic, pentru că noi avem o particularitate diferită față de alte state membre. Suntem la granița Uniunii Europene, avem două granițe care sunt blocate și noi nu suntem interconectați cu sistemele energetice din Ucraina și Moldova ca să ne balansăm în momentul în care avem nevoie. Din contră, suntem cumva un factor de echilibru vis-a-vis de partea de securitate energetică și pe modul în care s-au dezvoltat sistemele energetice în această zonă din Europa. O să mă opresc aici și cu siguranță vor fi întrebări. Mulțumesc frumos, Gabi! Mulțumesc și eu foarte mult, doamna Corina Popescu, pentru intervenție și pentru considerații. Ați ridicat în bună măsură mingea la fileu principalei companii care asigură flexibilitate în zona de energie electrică. Îi dau cuvântul acum domnului Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc mult de invitație. Îmi face o deosebită plăcere să particip din nou la un eveniment organizat de dumneavoastră cu o tematică atât de incitantă. Despre investiții s-a vorbit foarte mult în România, însă trebuie să spun că în acest an ne aflăm cumva într-un moment de zero în care companiile importante, cel puțin din sectorul de stat, și-au reactualizat strategiile investiționale. Este bine că e un moment în care am înțeles că dacă factorii de decizie discută cu principalii actori din piața de energie din timp, putem să prindem un val care
să ne permită dezvoltarea și tranziția sectorului energetic românesc de la combustibil fosil cu un grad de poluare foarte mare către un sistem energetic bazat 100% pe energie verde, așa cum și-au propus cel puțin la nivel european toate statele membre. Și din această perspectivă, aceste discuții care practic definesc pe de o parte dorințele companiilor de dezvoltare, pe de altă parte necesitățile din punct de vedere legislativ care să permită realizarea acestor investiții, pentru că a fost extrem de multă vreme în care s-a vorbit despre investiții, însă aceste discuții pe un principiu, și aici permiteți-mă o glumă, vorba e vorbă, nu fapt, toată lumea își dorea investiții, dar când discutam despre ceea ce înseamnă transpunerea legislației sau acordarea unor facilități legislative pentru a permite aceste realizarea acestor investiții, lucrurile nu se întâmplau. Ca atare, cred că acesta este, aici este cheia dezvoltării investițiilor în sectorul energetic și în special în zona de producție, unde, așa cum spunea și Corina, este nevoie de investiții, este zona cea mai puternic afectată de această tranziție energetică și ne aflăm cumva la un sfârșit de drum pentru anumite tehnologii și la un început de drum pentru alte tehnologii. Ca întotdeauna, o tehnologie nouă, o tehnologie care apare pe piață, nu este într-o primă fază ieftină. Beneficiile pe care aceste tehnologii le vor aduce se vor vedea în timp și de aceea este nevoie de niște scheme de sprijin care să permită dezvoltarea lor în prima fază. Cred că ceea ce s-a întâmplat în România cu schema de sprijin pentru energie regenerabilă n-a fost un lucru rău. Știu că este o dezbatere și o discuție extrem de controversată, au fost foarte mulți care la acea vreme au spus da, este o schemă de susținere extrem de generoasă, poate da, poate nu. Cert este că acea schemă de susținere a permis introducerea într-un timp foarte scurt în sistem a peste 3.000 de megawați în eolian, a peste 1.000 de megawați solar, lucru care nu se întâmpla cu o schemă de susținere care nu-ți permitea o rentabilitate și nu reprezenta o atracție pentru investitori să vină să investească în România. Pentru că trebuie înțeles un lucru. Este o competiție între noi, să spunem, actorii din piața energetică, dar este o competiție și între state, este o competiție și între diverse regiuni ale lumii. Și atunci, dacă îți dorești cu adevărat ceva, este evident că trebuie să oferi niște facilități mai bune tu ca țară, din punct de vedere legislativ, o legislație predictibilă, ceea ce, din păcate, noi nu prea am avut, un sistem extrem de flexibil și de eficient de autorizare, și aici ne trebuie mult mai mult pragmatism, astfel încât investitorii, atunci când se uită pe hartă și spun ok, unde mergem să investim? Da, mergem în România, pentru că acolo considerăm că ne vom recupera investiția foarte repede și în acest fel și sistemul energetic românesc va beneficia de aceste investiții și ne vom atinge targetul mai repede ca alții. Aici o altă discuție care cred că a întunecat cumva decizia politică de-a lungul timpului a fost legată de prețul la energie. Tot timpul prețul la energie a fost un subiect care a generat, din păcate, măsuri cu un efect, n-aș spune devastator, dar un efect extrem de dramatic în piața de energie. Amintiți-vă schema de susținere la regenerabile. S-a spus că este o schemă extrem de generoasă și s-a venit cu o măsură radicală care practic a lăsat investitorii, i-a pus în poziția în care mare parte dintre ei nu și-au mai recuperat o parte din investițiile pe care le realizaseră, au dus la o impredictibilitate în piața de energie, la o prudență exagerată, aș spune eu, din partea băncilor n-a mai finanțat proiecte de energie, pentru că a spus ok, astăzi este o schemă, mâine ne trezim peste noapte și sub retorica populistă că da, prețul la energie este prea mare, atunci vorbeam de impactul certificatului verde în prețul la energie. Acum, dacă ne uităm în spate, ne dăm seama că impactul acelui certificat verde în prețul la energie era unul extrem de mic față de felul în care a evoluat prețul la energie din cu totul alte considerente. Am avut al doilea episod acum cu reintroducerea pieței reglementate, tot pentru a proteja consumatorul, deși cred că din această perspectivă mare parte din banii cu care cel puțin producătorii, și aici Hidroelectrica este una dintre companiile care are cea mai mare cotă de energie pe care o furnizăm la preț reglementat,
în condițiile în care la consumator mare lucru n-a ajuns. Și atunci cred că singura soluție, și aici am apreciat foarte mult intervenția domnului Nag de mai devreme, singura soluție e pentru sistemul energetic din punct de vedere al reglementărilor e să avem o piață liberă și cât mai dereglementată. Pentru că actorii la această piață știu să-și facă treaba, n-au nevoie de alții să vină să învețe. Și efectele benefice cred că se vor vedea foarte repede. E nevoie să ne aliniem politicile cât mai rapid cu politicile europene și este nevoie, pe de altă parte, să corelăm, și am spus-o cu diverse alte prilejuri, nu o să dezvolt foarte mult astăzi, să corelăm politicile energetice, foarte important, cu politicile de mediu. Și aici Hidroelectrica se luptă cu un sistem birocratic pe care, sincer să fim, nu-l mai înțelegem la acest moment, pentru că investim 100% în energie verde. Avem, iată, în aceste zile inundații imense pe Valea Jiului. Ne întrebăm dacă investiția de pe Valea Jiului, blocată de o hotărâre a instanței și atacată și puternic contestată de diverse organizații non-guvernamentale, dacă această investiție era acum în producție, probabil că mare parte din efectele acelor inundații nu se vedeau, pentru că centralele noastre nu numai că produc energie, dar pe de altă parte protejează și localitățile și populația de astfel de situații. Și trebuie înțeles foarte bine rolul acestor investiții. Ne-am propus să investim în continuare foarte mult în această zonă. Dar dacă nu se va face ceva într-un termen foarte scurt pe ceea ce înseamnă alinierea politicilor publice cu toată voința pe care companiile din sectorul energetic o au, cu toate fondurile pe care le pun la dispoziție și ne aflăm în poziția în care dorim și putem să investim foarte mult în România, fără această coerență, corelare legislativă și coerență în actul decizional, nu vom reuși să ne mișcăm atât de repede pe cât ne dorim. M-aș opri aici. Dacă sunt întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Da, sunt deja întrebări și o să mergem imediat la câteva dintre acestea. Încă domnul Petre Stroie nu este alături de noi, dar înțeleg că în câteva minute ni se va alătura. O invit de asemenea pe doamna Corina Popescu să reintre cu imagine pentru această sesiune de întrebări și răspunsuri. Ne vom întrerupe în momentul în care îl vom avea alături și pe domnul Stroie pentru a-i da ocazia să ne transmită câteva vorbe din perspectiva unui furnizor important, dar nu doar asta, este firește și tot bagajul de experiență pe care domnul Stroie îl poate aduce în această discuție. O să vin cu o întrebare mai întâi către doamna Corina Popescu și domnul Bogdan Badea. Una generală, ca să mă refer așa, și este într-un fel elefantul din sufragerie. Toată lumea este curioasă de stadiul și perspectivele tranzacției în care Electrica și Hidroelectrica, alături de SAPE, sunt parte în ceea ce privește activele CEZ. Nu mă aștept la un răspuns neapărat, dar îmi fac datoria să întreb. Ce ne puteți spune despre această chestiune? Este o tranzacție în curs, din păcate nu vă putem spune prea multe. Sperăm să vă dăm o veste la finalizarea tuturor procedurilor. Da, presupun că e același răspuns și din partea doamnei Popescu. Este mai strict la mine, suntem o companie listată. Așa cum am făcut precizări, ne uităm la toate proiectele de M&A și în momentul în care vom avea ceva informații suplimentare, o să venim către piața de capital și către toți ceilalți stakeholderi cu informații suplimentare. Firește, și avem toată convingerea că asta se va întâmpla. Eu unul abia aștept să vedem și Hidroelectrica pe bursă cu toate restricțiile de comunicare care vor veni odată cu acest pas, dar cu toate celelalte beneficii despre care noi la Energinomics încercăm să vorbim des. Am văzut și domnul Badea o face foarte frecvent. O întrebare de asemenea pentru domnul Badea, cred că vine de la domnul Vilt. Hidro mai are un potențial economic de 4.400 de megawatts, 1.200 de megawatts pe Dunăre, când încep investițiile importante? Este o întrebare un pic agresivă, dar m-am bucurat să constat mai devreme, săptămânile trecute, în planul de investiții al Hidroelectrica, menționarea unor noi investiții, nu doar în retehnologizare și modernizare, ci noi capacități în zona hidro. Ce ne puteți spune din această perspectivă, domnule Badea?
Da, cu toate că pe zona de dezvoltare de investiții noi în capacități hidro, cum spuneam, lucrurile n-au mers foarte bine din punct de vedere al avizelor și autorizațiilor și în general din punct de vedere al corelării legislative cu cerințele de mediu. Am făcut o analiză, am reanalizat potențialul pe care România îl mai are la acest moment, cu toate restricțiile, cu toate parcurile naționale, siturile Natura 2000 și toate celelalte chestiuni care ne-au frânat și ne-au împiedicat să avansăm așa cum ne-am dorit. Considerăm că o aliniere a legislației de mediu cu ceea ce înseamnă dezvoltarea de noi capacități hidro este în spiritul Green Deal și cred că aici este cea mai mare provocare din punct de vedere legislativ pe care România o are pentru a-și realiza investițiile. Ne-am orientat și am analizat care din proiectele sau care din zonele României mai sunt pretabile pentru astfel de proiecte. Sincer să fiu, un proiect extrem de ambițios pe care eu îmi-l doresc foarte mult este proiectul de realizare a unei noi centrale pe Dunăre. Au fost multe discuții de-a lungul timpului, s-a vorbit nu acum multă vreme de celebra investiție Turnul Măgurele-Nicopole, dar întotdeauna pentru o investiție transfrontalieră e nevoie de acordul ambelor parteneri. Am constatat că lucrurile n-au mers așa cum ne doream și ca atare am încercat să valorificăm potențialul hidroenergetic exclusiv românesc. Am plecat de la niște analize mai vechi și dorim ca într-un termen nu foarte lung să dăm drumul la un studiu de fezabilitate extrem de detaliat care să țină cont de toate reglementările legislative, astfel încât acest proiect pe Dunăre, pe care v-am spus că mi-l doresc extrem de mult și care cred că va aduce României un aport în hidro semnificativ, pentru că nu mai sunt multe zone pe care le putem amenaja din punct de vedere al potențialului hidro, să fie un proiect fezabil. Și în măsura în care vom avea și sprijinul autorităților, acesta să fie unul dintre principalele proiecte de tranziție către o energie mai curată în România. Mulțumesc pentru răspuns. Să mă îndrept acum către domnul Carlo Pignoloni cu o rugăminte. Ne puteți face o estimare asupra capacității de investiții noi, de noi capacități în zona eoliană în România, în condițiile optimale, adică cu o schemă de sprijin clară, cu PPA-uri, cu elementele pe care le-am adus deja în discuție. Așadar, dacă aveți în vedere, dacă știți cam ce capacități, ce volum de capacități noi ar putea avea România la dispoziție în sectorul eolian în următorii, să zicem, 5 ani, 7 ani. Mulțumesc pentru întrebare. Știți că există o indicație din partea Planului Național. Este vorba de mai puțin de 3 gigawatts care urmează să fie instalați. Ca să vă spun sincer, credem că mai este mult spațiu pentru capacități suplimentare, pentru că această cifră a fost calculată pe baza unui anumit scenariu de mix energetic pe care îl vom avea în 2030. Din punctul nostru de vedere, probabil că mai este destul de mult cărbune în această viziune până în 2030, care va fi mai puțin sigur, ideal ar fi zero. Apoi există pariul mare pe a treia unitate Cernavodă, pentru că sigur nu avem nimic de spus aici, dar este un pariu care trebuie pus. Sunt aici de la sfârșitul lui 2008. A existat o dezbatere și atunci. Este o problemă complexă pe care nu o vom rezolva în mod necesar până la data respectivă. Deci este multă energie existentă și care este targetată, să spunem, de noțiunea de verde și de energie eoliană. Deci este greu de spus acum, pentru că cu siguranță va fi mai mult de 3 gigawatts. Ideea este de a înțelege și care este evoluția. Pentru că nu avem nevoie de capacitate, avem nevoie de energie și știm că în 10 ani energia eoliană
același aparat va genera cu 50 până la 100% mai mult și există un potențial mai, foarte mare. Mi-aduc aminte foarte bine că a fost considerat al doilea hub eolian din Europa, cu excepția offshore, și mă bucur de ce a spus domnul Bădescu că există șanse mari pentru și că există un element mare care trebuie adus pe masă. Și dintr-o perspectivă diferită, pentru că ca o țară europeană există posibilitatea nu doar să se folosească energia în țara în care se produce, ci aceasta poate să se scurgă prin rețele și îi mulțumesc, Corinei, pentru că a menționat acest. Deci nu doar în rețeaua din țară, ci și pentru interconexiune și sau interconectare. Deci știm că olandezii sunt foarte interesați de asemenea proiecte, pentru că știu că este imposibil să exploatezi în regenerabile doar în țara lor pentru a atinge țintele respective. Deci este un potențial de adaptare și nu m-aș concentra acum pe cifre, pentru că după mine este mai important să ne concentrăm pe un element de abilitare care să ducă la aceste lucruri, pentru că în 10 ani ne așteptăm și la o creștere suplimentară care să reducă capacitățile necesare. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc și eu pentru răspuns, domnule Carlo Pignoloni. Vom reveni, pentru că zona aceasta de energie din vânt la Marea Neagră este relativ nou. Avem un studiu solid, apărut relativ recent. Sunt foarte curios să aflu mai multe din partea dumneavoastră. Îl salut acum pe domnul Petre Stroie, directorul de țară Med România Energy. Sunt foarte bucuros că vă avem încă o dată alături, domnule Stroie, și vă dau cuvântul acum pentru intervenția inițială, 7-10 minute, în care așteptăm de la dumneavoastră mesajele cheie pe care le-ați pregătit astăzi pentru Energy Strategy Summit. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Sunt reprezentanți în acest summit și panel a unor companii importante cu multiple posibilități. Compania noastră, MET, fiind o companie, să spunem, de mărime medie în peisajul energetic, trebuie și a planificat să contribuie în ceea ce privește investițiile potrivit statutului și a poziției pe care o ocupă. Mie mi-este foarte clar și am reușit să conving acționariatul că mixul potrivit de investiții pentru țara noastră în aceste, să zic, în această perioadă când într-un timp relativ scurt am devenit de la net exportator la net importator de energie electrică, chiar putem să vorbim și de gaze naturale. Mixul potrivit este o investiție în o centrală în cogenerare, folosind gazul natural, și o unitate de producție energie regenerabilă. Acest mix care, din toate calculele pe care le-am făcut și din toate simulările, ar putea să funcționeze ca în tandem, având o singură ieșire la rețea, cu echilibrarea deja realizată, și în acest sens sper, mai ales fiind împinși de criza prin care am trecut și probabil din care încă nu am ieșit, eu sper ca atât fondurile europene care vor veni, dar și efortul propriu, sper la implementarea unui asemenea proiect cu începere din anul viitor. Este clar că
sistemul nostru energetic are nevoie, dar este și mai clar că un furnizor care nu are o integrare verticală, fiecare la mărimea respectivă, nu mai poate supraviețui în piață. De aceea, pe lângă sistemele IT, pe lângă digitizare, care toate sunt un must, producția este absolut necesară în peisajul actual al sistemului nostru. Din acest punct de vedere, lucrurile pentru noi sunt clare. Lângă aceste lucruri, eu aș spune oamenii, pregătirea oamenilor, de care noi ne-am ocupat în tot acest timp de când compania a apărut în piață, și aș putea să spun că pentru noi resursa umană este mai importantă decât resursa materială. Și rezultatele s-au văzut întotdeauna. Tineri ambițioși care au reușit într-un timp scurt să-și ocupe o poziție recunoscută în peisajul sistemului nostru. Pentru moment, mulțumesc! Mulțumesc și eu, și o să rămânem deocamdată la dumneavoastră, măcar pentru că s-au adunat două sau trei întrebări la care tragem speranță că ne-ați putea da un răspuns. Mai întâi de toate, o întrebare foarte tehnică cu multe cifre. Cum vă explicați prețul spot în România la gaz de $180 pe 1000 de metri cubi în condiția unor prețuri în Europa de $80 pe 1000 de metri cubi? Este o temă dominantă a ultimelor săptămâni, luni în România. Un răspuns scurt, dacă se poate, vă rog. Un răspuns scurt este, nu-mi explic. Atunci trebuie un răspuns un pic mai lung. Da. Fluctuațiile prețului gazelor naturale cred că pot fi explicate prin schimbările semnificative în ceea ce privește reglementările. Pot fi explicate prin, să zic așa, o strategie pe care producătorii de gaze o au. Și în ultimul rând, și prin activitatea de multe ori de neînțeles al unor furnizori. Și m-aș opri aici pentru că... Am înțeles. Mai era încă o întrebare la care o să vă rog să ne transmiteți un răspuns. Se repecroniza ca începând cu 2030 să nu mai ardem combustibili fosili. Asta vine în contradicție, observă prietenul nostru care ne scrie în MyConnector, cu POIM 6.4, care se referă la cogenerare de înaltă eficiență. Cum vedeți lucrurile din această perspectivă? Cred că încă o dată domnul Stroie ne-ar putea da un răspuns. Eu cred într-o reajustare a acestor obiective, pentru că este clar, în momentul în care îți stabilești un obiectiv, el trebuie validat de realitate, de piață. Ori această validare se poate transforma și într-o invalidare. Din această cauză, obiectivele stabilite pot fi modificate pe parcurs. Trebuie să existe o flexibilitate în implementarea unei strategii. Părerea mea este că vor fi schimbări. Până la urmă, gazul natural este o resursă, ok, poluantă, dar nu într-o asemenea măsură încât să renunțăm la ea fără să punem nimic în loc. Și aici, ce să punem în loc, cred că e o discuție separată. Mulțumesc. Mă îndrept acum către doamna Corina Popescu cu rugămintea de a reveni un pic și a detalia poate în câteva fraze cum vede domnia sa rolul electrica în ceea ce privește tranziția. În principiu, o companie cum este grupul electrică este bine plasat pentru a juca un rol important aici, dar vă rog un pic mai multe detalii pe tema asta. Mulțumesc.
Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. Așa cum am făcut precizare, în strategia pe care am aprobat-o anul trecut, pe perioada următoare cel puțin, Electrica dorește să devină un jucător și pe segmentul de producție. Aici avem două direcții mari, aceea de a proiectele de M&A de a achiziționa producție deja existentă și ceea ce s-a întâmplat anul trecut este un prim pas, un pas mic aș putea să spun pentru că este un pas solar mic, dar în paralel ne uităm către dezvoltare de noi proiecte, noi proiecte pe segmentul de green, bineînțeles. Deci acesta ar fi ceea ce ne-am propus în tranziție pe segmentul de producție. Pe segmentul de distribuție, pentru că în nou pachet legislativ, distribuitorii încep să joace un rol din ce în ce mai activ, acela de agregator, și am văzut într-un proiect de lege care se află în dezbatere în Parlament că încep să fie definite noțiunile acestea noi de agregator și de stocare. Ne vom uita pe această funcție și cu siguranță vom dezvolta aceste noi funcțiuni către operatorul de distribuție. Noi suntem în momentul de față într-un plin proiect de redefinire a acestui segment de business și de fuziune către acelor trei operatori de distribuție la de fuziunea celor trei operatori de distribuție. O să mă întrebați de ce? Pentru că dorim ca investițiile care le facem în perioada aceasta pe digitizare să-și dovedească eficiența și să arate, de fapt, return-ul pe care îl dă către mult mai eficient decât până acum. Investițiile majore pe partea de digitizare face sens să le facem o singură dată și nu să le replicăm de trei ori, în așa fel încât consumatorul din România să plătească de trei ori același lucru, așa cum s-ar întâmpla dacă rămân trei operatori de distribuție diferiți. Deci și pe partea și pe segmentul de distribuție, partea de tranziție, pentru că distribuitorul o să înceapă și el să joace un rol activ. Agregator, o relație nouă TSO-DSO pentru echilibrarea sistemului, apropo de ce spunea Carlo, că vor fi noi posibilități de echilibrare ca să poți să implementezi o producție de green mult mai mare. Iar pe partea de servicii, aici ne dorim, de furnizare, ne dorim să ne schimbăm și aici fața dintr-un simplu furnizor de energie electrică, un furnizor integrat. Mulțumesc pentru răspuns. Mai am trei întrebări pentru fiecare dintre ceilalți trei participanți în panel, dar și încă una pentru dumneavoastră. Vine de această dată din partea unui prieten care urmărește feed-ul în limba engleză al transmisiei noastre. Voi formula, voi citi de fapt întrebarea în engleză cu rugămintea doamna Popescu de a răspunde în românește. Would Electrica consider to sign long-term Electrica PPAs ar avea with new modern wind PPA-uri cu noi proiecte de energie eoliană? Dacă depinde de ce oferă acel PPA. Dacă acel PPA reprezintă un business case solid pentru partea de furnizare, de ce nu? Dar ce aș vrea să precizez aici este că nu ne vom limita doar la semna PPA-uri, ci dorim să dezvoltăm propria producție în grup, în așa fel încât să folosesc un cuvânt care este folosit în partea asta de tranzacționare, să ne putem hedge-ui. Deci îmi doresc ca această activitate de hedging pe portofoliul de vânzare către consumatorii finali să nu fie într-o singură sursă, adică să nu rămân cantonată în PPA-uri sau în achiziții de pe bursă, ci aș vrea să deschid și al treilea canal, acela de producție proprie. În așa fel încât, având toate aceste alternative, partea de hedging să reducă riscurile în momentul în care furnizăm energie către consumatorul final.
Am înțeles că, mulțumesc, mă voi îndrepta acum cu o întrebare către domnul Badea. Încă o dată o întrebare foarte concretă pentru hidroelectrica. După inundațiile din 2008 s-a discutat de continuarea investițiilor pe Prut. Nu s-a materializat nimic, spune prietenul nostru. Suntem la o nouă inundație acolo. Când vom face ceva, un acord cu Republica Moldova? Vă rog, domnule Badea. Așa cum vă spuneam, și în cazul altor investiții, acordurile cu țările vecine au o puternică componentă politică. După ce voința politică este exprimată printr-un acord, singur că vine partea de implementare și acolo hidroelectrica își dorește să fie principalul partener al statului în astfel de proiecte transfrontaliere care vizează valorificarea potențialului hidro. Ca atare, suntem deschiși la astfel de cooperare în măsura în care avem un proiect pe Prut și se poate realiza un proiect pe Prut. Deocamdată, sigur, ne focusăm pe ceea ce avem în interiorul țării și aici situația este similară. Astfel de momente în care vin viiturile și vedem ce înseamnă un potențial hidro neamenajat, vedem ce potențial devastator are apa nestăvilită și neexploatată corect, ne face să înțelegem pentru puțină vreme, din păcate, importanța pe care amenajarea cursurilor de râu interioare o are atât din punct de vedere al protecției, cât și din punct de vedere al unei producții suplimentare de energie electrică atât de necesară în sistemul energetic. Mulțumesc pentru răspuns, iar acum o întrebare pentru domnul Carlo Pignoloni și are legătură cu dezvoltarea resurselor eoliene în zona Mării Negre. Întreba cineva dacă există un studiu făcut pentru energie eoliană offshore. Aici pot da eu un răspuns, da, este făcut de Banca Mondială, lansat în urmă cu câteva săptămâni. Merită studiat, sunt multe elemente interesante acolo. Dar sunt curios care este opinia domnului Pignoloni în legătură cu această oportunitate și mai concret, vedeți posibilitatea ca noi companii să intre în sectorul eolian din România sau mai degrabă cele prezente să se dezvolte inclusiv în zona offshore? Cu siguranță, chiar dacă vorbim despre tehnologiile offshore sau cele din România, nivelul de investiție este foarte ridicat și aș spune că, la modul general, da, este o oportunitate pentru România să se facă investiții în energiile eoliene. Bineînțeles, este un domeniu care poate atrage și noi jucători de pe piață care să furnizeze astfel de tehnologii. În țările nordice, energia eoliană este foarte dezvoltată, la fel și în Statele Unite. Cu siguranță sunt oportunități de dezvoltare și pe plan internațional. Este o tehnologie curată, merită dezvoltată și, în orice caz, nu vreau să vă dau date greșite, dar cu siguranță energia eoliană are un potențial enorm. Pentru că și morfologia Mării Negre este adecvată pentru dezvoltarea unor astfel de tehnologii. Este așadar foarte potrivită pentru tehnologie eoliană. Și aș spune că dezvoltarea unui astfel de proiect eolian este important și pentru regiune. Dobrogea este o zonă foarte vastă, cu potențial de vânt ridicat, dar lipsește interconectarea în Dobrogea, de aceea, mai ales din punctul de vedere al capacității foarte mari pentru tehnologia offshore, este nevoie de investiții și de interconectare cu Dobrogea. Este o ocazie pentru țara dumneavoastră să contracteze fonduri europene și să-și întărească această capacitate. Evident, ar trebui să fie dorite astfel de tehnologii. Transelectrica știu că face eforturi mari pentru a adapta capacitatea actuală la necesitățile viitorului, dar este clar nevoie de astfel de dezvoltări. E nevoie de strategie, de proiectări pentru o rețea de mare tensiune pentru viitor.
Așadar, este o oportunitate extraordinară pentru România, este lucru cert. Și sprijin această ocazie pentru România, sprijin lărgirea acestei active și sper ca România să devină mai puternică în domeniul energiilor eoliene. Am terminat răspunsul. Mulțumesc, mulțumesc domnule Pignoloni pentru răspuns. Mai aveam o întrebare pentru domnul Petre Stroie. Mă bucur să văd că ni s-a alăturat din nou în imagine. Și o să citesc întrebarea așa cum a fost formulată. Sunt în țară mai multe platforme industriale în cadrul cărora activează multe companii. În aceste cazuri, respectivele companii sunt obligate să se alimenteze prin infrastructura existentă și nu au acces direct la furnizorii de energie atunci când deținătorul rețelei nu are licența de distribuție. În ce fel s-ar putea schimba lucrurile în bine din această perspectivă? Eu nu mărturisesc că n-am înțeles bine întrebarea, dar probabil că dumneavoastră sunteți deja familiar cu chestiunea. Da, am înțeles-o. Chiar avem o situație juridică. Noi vorbim de, în sensul ăsta, noi vorbim de platformele care în trecut, pe care în trecut activa un singur consumator. În timp și mai ales datorită privatizării haotice, aceste platforme, pe aceste platforme au apărut 2-3, câteodată chiar mai mulți consumatori. Conectarea la rețea este una singură și atunci unul din cei 2-3 sau cât sunt acolo joacă și rolul de interfață între furnizor și ceilalți consumatori. Interfață care de obicei oprește banii datorați pentru consum de la cei care nu sunt direct conectați. Și de aici apar diferite situații juridice care cu greu pot fi rezolvate. Din punctul meu de vedere, ar trebui o reglementare clară în această privință, pentru că dacă există mai mulți consumatori pe o platformă, este puțin probabil să aibă fiecare branșamentul lor, deși cam asta ar fi situația, dar o reglementare care eventual să-l pună într-o postură de, să zic așa, distribuitor pe cel compania care are branșamentul. Vreau să vă spun că sunt combinate metalurgice care au situația asta, sau deci consumatori importanți care chiar fiabil, care își pot plăti consumul, dar care trebuie să-și plătească consumul prin un terț. De regulă acest terț sfârșește prin a opri banii, a opri fluxul de numerar, lucru care creează furnizorului situații imposibile. Deci eu văd nevoia unei reglementări clare, ar trebui să fie simplă, dar rapidă. Altfel, în zonele acestea se instaurează haos. Mulțumesc pentru răspuns, domnule Petre Stroie. Și o ultimă întrebare adresată, din câte îmi dau seama, simultan domnului Bogdan Badea și doamnei Corina Popescu. Se vorbește mult despre eolian, nu am auzit și comentarii în legătură cu energia din resurse solare. Ce credeți că ar fi necesar pentru ca aceste noi capacități să fie pornite în energia solară? Sunteți interesat prin compania pe care o reprezentați să investiți în proiecte de energie solară? Domnule Badea, vă rog. Da, mulțumesc pentru întrebare. Așa cum apare și în strategie, inclusiv proiectele solare sunt în area de interes a hidroelectrică. Avem în acest sens mai multe linii de dezvoltare, fie achiziționarea de proiecte existente în piață, fie dezvoltarea propriilor proiecte în zonele în care hidroelectrica deține teren excedentar, fie combinarea chiar pe niște proiecte pilot a unor proiecte solare amplasate pe luciu apei, ceea ce sigur este o provocare și ne dorim să facem un astfel de proiect pilot să vedem cum va funcționa. Deci da, energia solară este
a doua, să spun, arie de interes majoră pentru diversificarea portofoliului de producție după zona eoliană și aici și pentru noi zona de eoliene offshore reprezintă o prioritate, ne dorim să investim în această zonă, este un potențial pe care România nu l-a valorificat și cred că este mult loc încă în România pentru dezvoltarea unor proiecte eoliene. Sigur că aici e nevoie de o înțelegere a fenomenului pe toate palierele, distribuție, transport, producție, astfel încât să permită integrarea acestor capacități noi în sistem. Acest lucru s-a făcut peste tot în țările europene care sunt mult mai avansate din punct de vedere al dezvoltării unor astfel de tehnologii. E o chestiune care ține de dispecerizare, e o chestiune care ține de reglementare, este o chestiune care ține de noi până la urmă și nu cred că cu știință și cu voință nu o putem rezolva. Mulțumesc, domnule Badea. Doamna Corina Popescu, întrebare care revine în legătură cu PPA-urile și posibilă implicare a grupului Electrica, de această dată însă pe energie solară. Achiziția de săptămâna trecută a fost un par solar, deci răspunsul este da. Și capacități noi? Și capacități noi. Suntem interesați, desigur, și în dezvoltarea de capacități noi. Nu dorim să avem un portofoliu doar pe un singur tip de resursă, eolian, ci îmi doresc să am un portofoliu flexibil, care să conțină atât partea de solar, cât și partea de eolian. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul. Suntem foarte aproape de... cred că am și atins momentul de final al acestei prime sesiuni. Din păcate, nu voi putea să mai revin pentru un cuvânt final din partea dumneavoastră. Condițiile tehnice ne obligă să fim foarte riguroși cu timpii în acest format de Energy Strategy Summit. Vă mulțumesc foarte mult fiecăruia dintre dumneavoastră pentru timpul pe care l-ați alocat, pentru informațiile pe care ni le-ați transmis, pentru răspunsurile cu care ați venit la nevoile de informare ale prietenilor noștri care ne urmăresc în platforma MyConnector și ne transmit de acolo mesajele lor, întrebările și comentariile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Voi rămâne câteva zeci de secunde alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pe finalul acestei prime părți din Energy Strategy Summit pentru a vă invita să rămâneți alături de noi pe parcursul zilei. Abia în apropiere de ora 6 vom închide Energy Strategy Summit de astăzi. Urmează în aproximativ 30 de minute sesiunea a doua. Vom avea acolo de asemenea un număr important de oameni importanți care vă pot spune lucruri despre ce se întâmplă în energie, probabil mai mult concentrat pe zona de oil and gas. Vom avea companii precum Romgaz, Transgaz, dar și Nuclear Electrica, Asociația Ropepca, BCR și Chim Complex între vorbitori și Daniel Apostol, director de relații externe de la FPPG, în calitate de moderator. Dar înainte de această sesiune a doua, care de la ora 11 și 15 minute, va fi alături de noi în direct doamna Cristin Verșer, CEO OMV Petrom, cu mesajul din partea domniei sale. Așadar, rămâneți alături de noi, la 11 și 15 suntem din nou în direct cu dumneavoastră. Până atunci însă vă invităm să folosiți oportunitățile de socializare online pe care le oferă platforma MyConnector. Puteți acolo să intrați în dialog cu cei care sunt deja înscriși, sunt peste 350 de persoane acum. Un click trimiteți cartea de vizită, puteți transmite un scurt mesaj în text și de asemenea puteți chiar lansa o sesiune video în care să puteți face cunoștință și să începeți o conversație. Așadar, atât deocamdată, ne revedem în direct la ora 11 și 15 minute. Bună ziua și bun găsit încă o dată, dragi prieteni, la Energy Strategy Summit, ediția 2020, o ediție atipică, fără îndoială, complet online, dar cu toate avantajele care provin de aici și vorbeam ceva mai devreme cu unul dintre invitații noștri, cu această obligație de a respecta timpii care face ca întreaga desfășurare a lucrărilor summitului să fie foarte alertă. Suntem acum, potrivit agendei, la momentul în care avem programată intervenția doamnei Cristina Verșer, director de țară, OMV Petrom. Sunt onorat să o salut și să îi dau cuvântul pentru intervenția pe care a pregătit-o pentru noi astăzi. Bună ziua, doamna Verșer, aveți cuvântul.
Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația de a participa la o dezbatere foarte importantă, e o plăcere să vă revăd și sper că și dumneavoastră și familia noastră sunt bine în această perioadă foarte specială. În prima parte a anului, pandemia a afectat întreaga lume foarte rapid și a dus la o criză umanitară fără precedent și o recesiune economică într-un timp foarte scurt. Și chiar și astăzi s-au depășit 10 milioane de infectări în întreaga lume și în unele țări și în România, cum ar fi România, se pare că numărul oamenilor infectați crește și acest lucru duce la un impact asupra activității economice. Multe firme au nevoie de împrumuturi, s-a ajuns la șomaj, lucrurile nu merg bine, guvernele au cheltuit mulți bani pentru a stimula economia, dar situația duce la niște efecte negative în economie și consumatorii au venituri mai mici, firmele mici luptă pentru supraviețuire și producția industrială a fost grav afectată. Deci avem, în afară de reducerea cererii, producția energetică este un contribuitor la coloana vertebrală a economiei și gazul, electricitatea și combustibilul contribuie la trecerea peste momentul cel mai greu al acestei crize. Petrom a oferit energie pentru firme și gospodării, continuând operațiunile fără interrupere. Acest lucru subliniază rolul esențial pe care companiile energetice le joacă în societate și pe măsură ce societățile se pregătesc pentru agenții în criză și se pregătesc prevederi legale pentru a rezolva situația la nivel european și mondial și, pe de altă parte, se încearcă reducerea producției de energie care emite. Deci este foarte clar că viața modernă se deplasează către un consum cu carbon mai puțin și eficiență energetică mai bună. Ne concentrăm pe trei direcții. În primul rând, reducerea amprentei de carbon al operațiunilor noastre prin investiții. Am avut o reducere de 22% și poate al doilea element care este cel mai semnificativ este că gazul natural va juca un rol cheie în tranziția către energie cu emisii de carbon mai scăzute și care va duce la o reducere a amprente de CO2. Educația, apoi, este importantă. Companiile nu pot face asta singure, trebuie să lucrăm împreună cu firme, cu consumatorii, pentru a fi mai eficienți energetic și anul trecut am lansat programul România Eficientă pentru a sprijini acest lucru. Cum va arăta tranziția energetică depinde de de stimularea investițiilor în tehnologii și resursele locale trebuie să fie puse la oaltă cu digitalizare și cu un cadru legal corespunzător. Trebuie să credem că reducerea emisiilor este o parte a soluției. Este schimbarea mixului energetic ne va permite să ajungem la obiectivul de a avea o amprentă de carbon mai scăzută. Suntem pregătiți de a face tranziția cât mai lină și gazul va fi activul cel mai important pentru România în viitor. Gazul natural va reduce emisia în toate domeniile energo-intensive, căldură, producție de energie și și credem în găsirea unor soluții adaptate pentru a include întregul lanț de valoare. Vocea României a fost prezentă în dezbaterea europeană pentru a maximiza oportunitățile în acest context.
ca o companie energetică, suntem parte a soluției împreună cu autoritățile și consumatorii și prin emisii mai reduse, disponibilitate și prețuri mai mici, folosind, dorim să reducem curba aceasta de emisii și vrem să atingem, vrem să arătăm rolul important al centralelor pe gaz, care trebuie să asigure energia acolo unde energia verde nu este disponibilă și trebuie să echilibrăm mixul energetic. Acest lucru este important sub aspectul cererii, dar și pentru capacitățile de generare, cogenerarea este importantă pentru reducerea emisiilor de carbon. În România, gazul natural este cea mai importantă sursă primară de energie, care reprezintă 30% din producție. Între timp, România are o reducere a producției de gaz după 100 de ani de producție continuă și de aceea este nevoie de investiții în proiecte de gaz și pentru crearea de unei infrastructuri corespunzătoare pentru a sprijini acest lucru. Apoi, liberalizarea pieței de gaz și legislația coerentă sunt condiții esențiale pentru a crea noi proiecte de gaz importante. Așa cum am spus, România are o oportunitate pe care puține țări au cu resurse de gaz în Marea Neagră și pe termen lung acest lucru va avea un efect asupra economiei cu dezvoltare sustenabilă, locuri de muncă, venituri la buget, 1,2 miliarde de euro pe an în partea de explorare și îmbunătățirea nivelului de trai din România. Având producția proprie de gaz, România va avea o emisie de carbon mai scăzută și o securitate energetică și va atinge obiectivele legate de climat și proiectele de infrastructură de gaz trebuie îmbunătățite și trebuie maximizate operațiunile. Dezvoltarea acestor proiecte vor mări încrederea investitorilor în piața românească și în CNG, transport și hidrogen și altele. Pentru a folosi resursele de gaz, guvernul trebuie să liberalizeze piața gazelor, să elimine taxele suplimentare și să adopte legea offshore. Și investițiile depind de mai multe condiții, precondiții. Și acest lucru include și legea offshore, unde n-am văzut un progres deocamdată. Și acum să rezum în trei idei. Este foarte important, în primul rând, pentru guvern și pentru companii să conlucreze pentru a restarta economia. O dezvoltare sustenabilă trebuie să fie însoțită de o securitate energetică și trebuie, în al doilea rând, pentru a atinge o securitate energetică, România are nevoie de resursele de gaze din Marea Neagră, altfel va depinde de importuri, care poate să ajungă la 40% până în 2030 și, în al treilea rând, gazul va fi un obiectiv cheie pentru perioada viitoare pentru a atinge obiectivele pentru 2030. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc și eu, stimată doamnă Cristina Verșer, pentru amabilitate, într-un mesaj care sintetizează în bună măsură luările de poziție ale grupului în săptămânile din urmă. Profit de oportunitatea că avem la dispoziție 3-4 minute pentru a vă adresa o întrebare sau două. Una se referă la disponibilitatea grupului OMV Petrom de a reveni ca investitor în zona de energii verzi, energii regenerabile. A fost o încercare în urmă cu câțiva ani. Lucrurile par să se așeze un pic altfel în prezent. Este o zonă pe care o urmăriți cu interes? Cu privire la energiile verzi,
Este o industrie care ne interesează foarte mult, bineînțeles. Vrem să reducem amprenta produselor produse de noi către consumatori, astfel încât să contribuim la îmbunătățirea mixului de energie. Încercăm să îmbunătățim societatea românească prin dezvoltarea gazelor naturale. Bineînțeles că suntem dorniți să dezvoltăm și alte resurse, însă trebuie să ne bazăm pe ce avem în prezent. Mulțumesc. Încă o întrebare și e probabil întrebarea dominantă a ultimilor 3-4 ani în legătură cu dezvoltarea proiectului de la Marea Neagră. La începutul anului ați spus pentru prima oară, ați folosit o formulare în care apărea ideea că nu mai este o chestiune de când, ci a devenit o chestiune de dacă acest proiect se mai întâmplă. Cum vedeți lucrurile acum? În plan politic pare evident că nu vom avea o schimbare importantă de legislație până la finalul anului. Este o idee foarte importantă. Ați pus punctul pe i. Mă gândesc și eu la ce am afirmat la începutul anului și la ce ar mai fi de spus acum. Mi-am dat seama că este o ocazie extraordinară pentru România, dar nu va rămâne valabilă pentru totdeauna. Tranziția energetică se întâmplă, a trebuit să ne înțelegem că este ceva foarte valoros și important pentru România. În cele din urmă trebuie să vedem faptul că industria energiei este una foarte competitivă. Furnizarea de energie este foarte abundentă în lume. Bineînțeles, este o concurență acerbă pe piață, iar România trebuie să fie o țară competitivă. De aceea ne gândim foarte, foarte mult la ce se întâmplă. Trebuie să evoluăm și, așa cum am spus și mai de mult, trebuie să începem cu sistemul politic. Deci suntem dornici să conlucrăm cu autoritățile, să fim parteneri și să vedem ce se poate face în domeniu. Mulțumesc și o ultimă întrebare pentru a folosi la maxim acest interval pe care l-am eu la dispoziție. Grupul OMV Petrom a fost activ în zona de petrochimie, este în zona de cogenerare. Întrebarea este pentru următorii 5-7 ani, care dintre aceste zone vi se pare mai interesantă pentru OMV Petrom? Cogenerare, petrochimie, hidrogen, captare, stocare de carbon. Fiecare are rolul său, fiecare este un domeniu important și interesant pentru Petrom. Pentru petrochimice avem câteva proiecte în derulare, pentru petrochimice avem facilitatea centrală de la Petrobrazi. În ce privește cogenerarea și stocarea de carbon, avem facilități în acest sens. Bineînțeles că sunt într-un stadiu mai incipient, dar ce trebuie spus și este important este că noi credem în lanțul de valoare, lanțul valoric în materie de gaze naturale. Ne bazăm pe faptul că sunt gaze naturale disponibile și că noi le putem furniza corect în acest lanț de furnizare, astfel încât să fim un jucător important pe piața din România. Există oportunități care vin, industrializarea, noi trebuie să profităm de toate. Vă mulțumesc foarte mult, Cristina Verșer, CEO OMV Petrom, pentru intervenția în Energy Strategy Summit, pentru sinteza de idei și pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit astăzi. Suntem pregătiți să rămânem în continuare noi la Energinomics, o platformă care să permitem transmiterea de informații dinspre companii, cu atât mai mult când vorbim despre companii mari și cu extremă influență în sectorul energetic. A fost așadar intervenția doamnei Cristina Verșer și mergem imediat la sesiunea a doua a zilei de astăzi, Strategii pentru investiții, finanțarea de noi proiecte este titlul pe care îl propunem. Îi invit pe toți participanții care au acceptat invitația noastră în acest panel să își deschidă camerele astfel încât să fie vizibili
în acest debut de sesiune. Așa cum ați văzut deja, doamnelor și domnilor, în prima sesiune a zilei, fiecare dintre invitați va avea la dispoziție o intervenție inițială de 7 până la 10 minute. Din câte știu, unii dintre cei ale căror numele vedeți prezentate deasupra chipului meu au pregătit și niște prezentări în PowerPoint sau PPT. Daniel Apostol, director de relații externe la Federația Patronală Petrol și Gaze, va fi moderatorul acestei sesiuni. Daniel, ești în imagine acum. Mulțumesc pentru amabilitatea de a modera acest panel. Te rog. Bună ziua, Gabi. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o la FPPG să fim din nou alături de unul dintre cele mai importante evenimente din energie din primul semestru. Un summit care nu doar că trage concluzii după primele 6 luni, dar prefațează și modul în care se va derula anul. Sunt bucuros că FPPG este alături de voi, atât ca federații, cât și ca membrii importanți. Am urmărit-o împreună pe Cristina Vercere. Urmează în panelul pe care îl moderez de acum încolo să vedem puncte de vedere de la doi membri importanți, RomGaz, TransGaz, după care o colegă de-a noastră în panelul de digitalizare va veni cu expertiză. Vreau să salut din capul locului pe colegii din industrie care sunt alături de mine în acest panel. Elisabeta Ghidiu, director Departament Strategie și Management Corporativ TransGaz. Rămâne, bun venit alături de noi. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Ramona Hurco, Head of Energy Utilities la Corporate Banking Bank la BCR. Sărut mâna, mă bucur să avem și un finanțist alături de oameni din energie. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Împreună cu noi astăzi Robert Chircă, director general adjunct RomGaz. Bună ziua, bună Robert, mă bucur să ne revedem. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate. Teodor Chirică, membru al boardului la Nuclear Electrica, pe care îl salut chiar acum. Chirica și eu, cu scuzele de rigoare, am reținut, nu mai greșesc. Bine ați venit! Steven Birrell, președintele Asociației Producătorilor Onshore, Ropepca. Bună ziua, Steven! Mă bucur că ești împreună cu noi. Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să am ocazia să vorbesc despre investițiile în România. Am primit din plin mesajul doamnei Vercher și mă bucur că și eu sunt în sentimentul ideilor transmise de dumneiei. Și, deloc în ultimul rând, Adrian Dumitriu, șeful financiar al Chim Complex. Bună ziua, Adrian! Deja nu mai suntem în dimineață, ne apropiem cu pași mari grăbiți de prânz și vom și începe în cele ce urmează dezbaterea noastră. Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă simt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră și să discutăm un subiect extrem de important pentru relansarea economiei, până la urmă, afectată de criză, și mă refer la investiții. Fără investiții, chiar nu putem merge mai departe. Așa este. Vorbim în întreaga economie despre nevoia de reconstrucție economică, de redresare sau de relansare a economiei și factorul esențial în relansare este dat de capitolul investiții, cheltuielile de capital. Am văzut execuția bugetară la nivel de buget public pe primele 5 luni, un fapt notabil, cel mai mare nivel al investițiilor publice din ultimii 10 ani, în același timp însă pus într-o contrabalanță negativă al celui mai scăzut nivel al investițiilor străine din ultima vreme, în contextul evident al pandemiei, al blocajului economic. Așadar, strategii pentru investiții, finanțări de noi proiecte, mijloace, metode de a pune sectorul energetic într-o ecuație extrem de utilă întregii economii. Și nu vorbesc în afara subiectului, este foarte cunoscută și poziția FPPG cu privire la nevoia de deblocare rapidă, masivă, urgentă a investițiilor majore din sector. Robert Chircă, director general adjunct RomGaz, este cel căruia îi dau prima dată cuvântul. S-ar spune într-o conferință normală,
the floor is yours, the web floor is yours now. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă putem vizualiza. Dacă puteți vedea, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vorbim despre investiții, vorbim despre dezvoltare, vorbim despre lucruri care reprezintă un real și un oportun, să spunem, mecanism de relansare al economiei românești. Și ca și celelalte companii, nici RomGazul nu, să spunem, face notă discordantă de acest lucru. Încercăm să ne focusăm în următoarea perioadă, dată fiind și, să spunem, situația în care ne aflăm. Dacă ne uităm în piață, am trecut peste acea iarnă blândă, avem de-a face cu o reducere a consumului, mergem cu, să spunem, la undeva la 50% din potențial, foarte multe sonde sunt închise, dată fiind situația, iar împreună încercăm să găsim o portiță astfel încât să aducă cât mai multă valoare moleculei de gaz. Astfel încât să închidem acel lanț, plecând de la materie primă până la produs finit, să zic așa. Astfel încât să aducă plus valoare la tot ceea ce facem. Direcțiile strategice pe care noi spre care noi suntem orientați în următoarea perioadă este, pe lângă faptul că dorim noi oportunități de creștere și de diversificare, dorim să ne păstrăm și să îmbunătățim portofoliul actual. Adică mă refer la reducerea declinului producției, respectiv reabilitarea și modernizarea facilităților existente. Dacă ne uităm la strategia pe care RomGaz o propune pentru următoarea perioadă, vorbim despre o strategie ambițioasă. Da? Vorbim despre, pentru următorii 5 ani, despre mai mult de 15 miliarde și jumătate de RON pe care dorim să-i alocăm pentru investiții în domeniul producției de gaze naturale. Vorbim despre producția de energie electrică. Încercăm și dorim să ajungem și în zona petrochimie. Aici vorbim despre partea de fabrică de metanol. Și totodată avem în plan sau în diverse, și în diverse stadii de desfășurare asocieri și parteneriate. Pe partea de gaze naturale, de producție de gaze naturale, mergem în două direcții. Pe de o parte, oprirea declinului și, așa cum am spus, modernizarea facilităților existente. Vorbim despre digitizare, astfel încât să facem pasul către, să zic așa, către mileniul 3. Producția de energie electrică, avem în lucru, să spun așa, un proiect într-un stadiu de finalizare. Vorbim despre Iernut aici. Construcția realizată în proporție de peste 90% și sperăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm, astfel încât să trecem la producția de energie electrică prin această centrală cu turbine, astfel încât să folosim la maxim capacitatea noastră și potențialul de producție. Totodată, vorbim despre producția de energie electrică, folosind lecțiile învățate din Iernut, dezvoltăm și facem un pas către noua centrală, către Mintia, unde deja studiul de fezabilitate este realizat, iar echipa tehnică, să spunem că realizează ultimile analize tehnice, dacă pot spune, astfel încât să demarăm și acest proiect. Vorbim despre petrochimie. În cazul petrochimiei ne dorim să mergem către zona și analizăm oportunitatea unei fabrici de metanol. De ce metanolul? Pentru că dacă ne uităm valoarea adăugată, iar potențialul... If we look at... În cazul metanolului este destul de mare. Vorbim de o producție câteva sute de mii de tone anual. Totodată avem asocieri, parteneriate în diverse stadii. Așa cum ați văzut din presă, săptămâna trecută a fost semnat memorandum împreună cu Liberty. Încercăm să folosim potențialul nostru de producție de gaze naturale la maxim, astfel încât să facem această trecere, tranziție, în care gazul joacă un rol important, să o facem cât mai benefică și avantajoasă pentru compania noastră și totodată pentru țară, pentru România. Într-adevăr, în toată această strategie sunt câteva incertitudini. Sunt câteva incertitudini legate de piață, predicția pieței, dat fiind situația pandemică de acum, unde
piața acum e destul de instabilă, dacă pot spune. Și totodată sunt acele zone, sau cel puțin partea care ne poate ajuta foarte, foarte mult, mă refer la cadrul legislativ. Așa cum și colegii mei au spus, ne-ar ajuta foarte mult astfel încât să implementăm, sau perioada de implementare a acestei strategii să fie cât mai scurtă, iar gradul de acuratețe să fie cât mai mare. În mare, referitor la strategie, cu toții știm că o strategie, să spunem, are la bază câteva fundamente, în spatele câteva lucruri fundamentale. Și aici vorbim de partea de finanțare. Din punct de vedere al finanțării, în baza estimărilor și analizelor efectuate, RomGaz poate acoperi până la 50% din aceste investiții din fonduri proprii. Ceilalți 50% încercăm să găsim oportunități în piață, fie că vorbim de împrumuturi, fie că vorbim de fonduri europene, astfel încât să acoperim întreaga paletă. Cam atât pe scurt despre strategia și cel puțin despre planurile pe care noi, RomGazul, le avem pentru următoarea perioadă. Mulțumesc frumos, Robert, de altfel foarte nemțește, exact în timp, în intervalul de timp alocat de Gabi pentru fiecare dintre speakeri, astfel încât să păstrăm agenda. O punctare importantă cu privire la nevoia de investiții atunci când un producător precum RomGaz se confruntă cu reducerea declinului și cu incertitudinile de piață enunțate în contextul pe care îl cunoaștem cu toți la nivel global, nu doar local, și cu o nevoie bine subliniată de eficientizare, de curățire, de conferirea unei acurateți cadrului de reglementare. Mulțumesc frumos și merg mai departe. Acum Elisabeta Ghidiu este cea pe care o invit, pentru că, dincolo de faptul că ne leagă o experiență cu privire la o investiție majoră în sectorul energetic, și mă refer aici la magistrala Brua, de la Transgaz, așteptăm întotdeauna cu mult interes elementele cu privire la dezvoltarea Sistemului Național de Transport de Gaz, la investițiile care se derulează. Elisabeta, te rog. Te rog să butonul din stânga jos, microfonul trebuie deblocat. Ok. Așa, tehnica ne omoră. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și salut întregul eveniment și pe toți cei care astăzi sunt alături de noi, pentru că iată, Energy Summit este un eveniment de înaltă ținută profesională și cu tradiție, da? Că este a 6-a ediție, încercând să dezbatem toate problemele care ne privesc în activitatea din sectorul energetic. Ai pronunțat într-adevăr cuvintele Brua. Toată lumea știe. Deci Transgaz la ora actuală este responsabil de cele mai multe dintre șantierele din România. Aș fi vrut să fac o prezentare, dar am renunțat pentru că practica și implicarea în aceste proiecte pur și simplu mi-a dat curajul să încerc să vorbesc liber despre ele, pentru că iată, dacă în urmă părea un semn de întrebare că nu se realizează, deci proiectul Brua deja este pe ultima sută de metri. În jumătatea lunii iulie o să inaugurăm și cea de-a treia stație, stația de comprimare gaze naturale de la Bibești. Este cea de-a treia, după ce anul trecut Jupa a fost inaugurată în 30 septembrie și Podișor la 31 octombrie, iar la 1 octombrie va fi gata și firul linear. Ceea ce privește celelalte proiecte, pentru că nu numai Brua este, să spunem așa, autostrada dintre Muntenia și Banat, este autostrada pe care românii o așteptă de foarte multă vreme, este important în general infrastructura de transport, pentru că este un factor important în crearea unei economii moderne. De ce investim? Este foarte important să știm. O decizie de a investi este extrem de importantă și cu o mare încărcătură managerială. Și spun acest lucru vis-a-vis de celălalt proiect pentru Țărmul Mare Negre Podișor. Da, în așteptarea deciziilor de investiții pentru resursele din Marea Neagră,
Transgaz are în planul de dezvoltare și conducta dus la Podișor, pentru care deja s-au făcut demersurile necesare. Finanțarea este asigurată în proporție de 50% și se află în procedură de licitație pentru lucrările de execuție. Tocmai pentru a pregăti momentul de a avea infrastructura. Desigur, aceasta depinde de procedura de open season și de aceste decizii. Sunt proiecte majore, vorbim de proiectele din partea de nord-est a țării, dezvoltările pe zona de nord-est, care permit conexiunea cu gazoductul Ungheni-Chișinău. Știți că de aproape un an Transgaz este prima multinațională românească, desfășurând activitate și pe teritoriul Republicii Moldova pentru conducta Ungheni-Chișinău. Iar aceste proiecte sunt dezvoltă astfel încât să putem să asigurăm capacitățile necesare pentru Republica Moldova prin acest gazoduct. Celelalte proiecte sunt proiecte majore care sunt cuprinse în planul de dezvoltare. Noi acum cu planul de dezvoltare vom fi la 1 august la ANRE pentru aprobare, cuprind aceste proiecte majore. De asemenea, vreau să spun un lucru extrem de important pentru partea de provocare, să spun așa, a Transgaz, dincolo de toate aceste proiecte strategice care permit o interconectare, să spunem noi, cu statele vecine și, prin urmare, crește capacitatea, să spun așa, de asigurare a securității energetice a țării noastre, din punct de vedere energetic, este o altă provocare aceea, pentru că știm, România este al patrulea producător de gaze din UE, dar are doar 35% din locuințe conectate la gaze. Pentru faptul că se dorește un obiectiv ca în următorii 4 ani să dublăm acest procent cam la 70%, este foarte important de știut că încă de acum 3 ani Transgaz a realizat, e drept, un desk research pentru fiecare din județele țării, strategii de dezvoltare în baza aceasta. Iar acum ele vin și, conform Planului Național de Dezvoltare și Extindere a SNT, se discută cu fiecare din consiliile județene. Domnul director general, împreună cu managementul și cu specialiștii din domeniu, deja a inițiat o serie de deplasări în teren, întâlniri directe, deși pe șantiere, dar și la sediu, pentru a vedea exact aceste strategii, cum se pliază la realitatea din teren și care sunt nevoile reale ale locuitorilor pentru a conecta toate localitățile la rețeaua de gaze naturale. Evident, despre proiecte se poate vorbi foarte mult. Eu am încercat să focusez și atât mai vreau să punctez aici, pe urmă rămân deschisă întrebărilor, că este mult mai ușor. Ceea ce este esențial este faptul că este nevoie stringentă de o planificare strategică și o dezvoltare urgentă a acestor proiecte. Este foarte important să fim atenți la toți. Mixul de finanțare pentru aceste proiecte, noi l-avem asigurat, la BROA este asigurat integral, așa cum spuneam, pentru cel mai mult 50%, iar finanțarea acestor proiecte este un mix de finanțare care asigură cel mai redus cost posibil al realizării acestor investiții. Vorbim de surse proprii 32%, vorbim de surse atrase în proporție de 68% alocată pe proiectele pentru următorii 10 ani. Evident, nu excludem, ținând cont de neutralitatea climatică, ținând cont de contextul în care aduce și toată activitatea operatorilor de transport și de sistem, trebuie aliniată și la acest lucru. Evident că ne preocupă și pe noi studiile, prin studiile de cercetare pe care le putem avea în ceea ce privește hidrogenul și aici în special mă refer la un studiu privind posibilitatea de acceptării unui mix de până la 2% hidrogen în Sistemul Național de Transport și modalitățile de introducere a acestuia. Noi îl avem prins în programul de cercetare pentru anul 2020 și ne ocupăm să vedem ce înseamnă acest lucru. Evident, este nou tot. În mare, cam atât am vrut să punctez și rămân deschis pentru întrebările dumneavoastră. Mulțumesc frumos, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru această prezentare. Este foarte bine că ai făcut o trecere în revista planului și a priorităților de investiții din zona Transgaz. Domnii Sare, strategii pentru investiții și cum anume
compania pe care o reprezintă are un plan pentru viitor. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Intenționez să am și o prezentare care, din păcate, începe cu thank you, dar nu e cazul. Ce se întâmplă? Energia nucleară este o componentă strategică în România și o regăsim în programul de guvernare, o regăsim în strategia energetică și în planul național integrat. Atingerea țintelor de mediu asumate nu se poate face fără energia nucleară, alături de celelalte tehnologii cu emisii reduse de carbon. Sigur că în momentul de față constatăm că în faimoasa taxonomie, practic prin limita de 100 de grame de emisii de CO2 echivalent pe kilowattoră și prin incapabilitatea de a evalua riscurile energiei nucleare de către colectivul de tehnicieni selectați de Comisia Europeană, practic gazul și nuclearul au niște poziții oarecum instabile în viitorul energetic al României. Și fac un mesaj către colegii mei din industria oil and gas, poate că ar trebui să ne cunoaștem mai bine, pentru că avem interese comune. În opinia mea, viitorul energetic al Europei nu se poate fără regenerabile, sunt cu totul de acord, gaze și energie nucleară. Să nu uităm că Statele Unite și-au redus emisiile de gaze doar trecând de pe cărbune pe gaz. Iar Europa astăzi, 50% din energia curată este energie nucleară. Deci avem atur. Să revenim acum la partea, la subiectul zilei. Noi avem un program de investiții, programul pe iulie 2025. Programul acesta de investiții are o valoare de 2,3 miliarde de lei. Și sigur, separat, voi discuta marile proiecte, retehnologizarea unității 1 și instalația de tritiere, precum și câteva cuvinte despre unitățile 3 și 4. În strategia aceasta de investiții pe 5 ani, normal avem reviziile bienale ale unităților 1 și 2, care au și o componentă de reparații capitale de investiții. În cazul unității 2, care se apropie de o retehnologizare majoră care va conduce la dublarea duratei de viață, politica noastră este să încercăm să facem ce se poate face în avans în opirile planificate pe care le mai avem. Acum avem în curs opirile planificate la unitatea 1, în așa fel încât să aplatizăm fluxurile financiare și să aplatizăm și forța de muncă. Un alt proiect interesant este producerea de Cobalt 60. Este o aplicație care se regăsește la toate centralele CANDU din lume, nu numai din Canada. Cobalt 60 are aplicații importante în medicină, sterilizare în instrumentar medical și alimente și aduce și o componentă financiară. Sigur, continuăm proiectele noastre modulare, care sunt o activitate ongoing cu depozitele intermediare de combustibil ars. Avem modernizarea și extinderea sistemului de protecție fizică. Este o problemă permanentă pentru toată lumea, nu numai pentru nuclear, dar poate pentru noi în mod special. Suntem o țintă preferată. Schimbarea destinației unității 5, pe care din analizele evacuărilor de putere, apei de răcire, nu-și mai are rostul în dezvoltarea unității SNN. Această unitate 5, această structură, o vom transforma într-o structură care va îmbunătăți răspunsul centralei în caz de evenimente în afara bazelor de proiect, mergând pe modelul a ceea ce s-a întâmplat, pe lecțiile învățate din ceea ce s-a întâmplat la Fukushima. Un alt proiect interesant, e deja un proiect mai mare, instalația de detritiere a apei grele în procesul tehnologic în apa grea prin captarea unui neutron deuteriu, care de fapt este un izotop al
hidrogenului se transformă în tritiu, care e radioactiv, și atunci, sigur, făcând această operație ca un fel de rinichi artificial care curăță moderatorul și reducem nivelul de radioactivitate, îmbunătățim condițiile de muncă, impactul asupra mediului, dar și ușurăm foarte mult operațiile de retehnologizare. Și sigur că avem un proiect de dezvoltare a infrastructurii IT din cadrul nuclear electrică. Sigur, așa o scurtă trecere în revistă, unitățile 1, 2, apariția lor, tritiul, apare tritiul, care trebuie să fie pusă cam cu un an înainte de retehnologizarea unității 1, ca în acel an să poată să facă o curățenie a tritiului. Unitatea 2 va veni în 2035-2036, ambele unități vor câștiga încă 30 de ani de operare. Impactul pe care îl aduce industria nucleară în ansamblu, nu numai nuclear electrică, coroborat cu un studiu făcut de Deloitte pentru Foratom, sunt 12.000, peste 12.000 de joburi și o contribuție la GDP-ul României de 5,7, să nu uităm, miliarde de euro. Nu uităm, avem foarte multe firme, avem multe firme care lucrează la proiecte nucleare din străinătate. Unii numai prin forță de muncă, alții și prin producere de hardware. Reprezentăm 18% din producția de energie a României, 33% din, din energia curată. Ca perspective, ne gândim după 2035 mai departe la reactoare modulare, dar sigur nu uităm unitățile 3 și 4, unitatea 3 prevăzută în strategie să intre în funcțiune până în 2020 și unitatea 4 după 2030. Ca să aveți o imagine a ciclului de combustibil nuclear, pornim de la minerit, concentrat, conversie și purificare, asta sunt la Compania Națională a Uranului, ajungem la fabrica de combustibil nuclear, trecem prin reactorul de la Cernavodă, se fac și importuri de UO2, intenționăm la un moment dat, și o să vă explic de ce, să avem importuri de U3O8. Sigur că mai departe combustibilul ars se depozitează în acele depozite intermediare de combustibil ars de care am pomenit. Cel slab și mediu activ are alt sistem de depozitare și undeva, la un anumit orizont, se vor transfera la depozitul final de deșeuri slab și mediu active. De asemenea, la sfârșitul duratei de viață, dezafectarea acestor unități va produce un cantitate importantă de deșeuri radioactive care se vor duce la același depozit de deșeuri radioactive. Sigur, în spatele nostru avem industria orizontală românească și internațională. Revenind acum la proiecte, vorbeam de diversificare, sau vreau să ating subiectul diversificării. Nuclear electrica, în interesul prezervării aspectelor de securitate a aprovizionării cu materii prime, are în vedere următoarele. Un prim pas, preluarea licenței de exploatare a zăcământului uranifer de la Turgeș, în paralel cu depunerea unei oferte neangajante de preluare a unor părți din activele Companiei Naționale a Uranului, în special partea de conversie și purificare a octoxidului de uraniu care produce materia primă pentru fabrica de la Pitești. Proiectele majore, să termin două minute, maximum, extinderea duratei de viață a unității 1, suntem în faza 1. Proiectele din faza 1 și o parte din faza 2 sunt cuprinse în acest plan pe 5 ani. Sunt partea pregătitoare. În faza 2 se va contracta antreprenorul general, se vor plasa comenzile, se vor obține avizele și autorizațiile necesare din partea instituțiilor abilitate, urmând ca în faza a treia să oprește unitatea în decembrie, 31 decembrie 2016, așa este planificat, cu o durată de 2 ani. Dacă proiectele dinainte pe care le-am pomenit vor fi finanțate, marea majoritate din fonduri proprii, proiectul de retehnologizare, care este un proiect estimat la
circa un miliard, 1.200.000.000 de euro, va necesita o combinație de fonduri proprii și fonduri atrase. Da. Despre proiectul 3 și 4 de la Cernavodă, deocamdată știți foarte bine, s-au încheiat negocierile cu, s-a închis partea de negociere cu, cu compania chinezească și sigur că suntem într-o soluție de a merge mai departe, dar deocamdată nu suntem în faza de a veni cu detalii pe acest subiect. În final, efectiv, trebuie să mergem la acționari, să le prezentăm strategia, să le prezentăm tot ceea ce vrem să facem și atunci sigur că vom putea să fim mai transparenți. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc, domnule Chirica, și am notat câteva dintre ideile pe care le-ați enunțat. Sigur că în momentul în care vom intra și în zona de întrebări și răspunsuri, vom, și cu ajutorul lui Gabi, a Văcăriței, vom vedea ce întrebări colectăm de la cei care ne urmăresc. Merg mai departe acum, sunt bucuros că alături de noi sunt colegii, foștii mei colegi de la Ropepca, asociația care reprezintă Upstream Onshore, este reprezentat aici prin președintele acesteia, Steven Biral. Steven, now it's time to let us know about your investments. Acum spuneți-ne, vă rog, domnule Biral, despre investițiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru traducere. Mă bucur să fiu în acest panel. Am auzit lucruri foarte interesante de la ceilalți intervenienți, toate legate de cât de importante este, sunt investițiile în România, despre relansarea economiei. Câteva cuvinte și despre Ropepca. Ne-am înființat în 2012. În 1992, în 2014, clienții au investit 2 milioane de euro în proiecte, o contribuție de 11,8 milioane de euro la statul român. Avem 40.000 de angajați. Ropepca reprezintă industria de petrol și gaze din România, dar înainte de a intra în alte detalii despre durabilitatea investițiilor, cred că este important să înțelegem cu toții ce moștenire lăsăm în România. Istoria și moștenirea României în materie de producție de petrol și de gaze naturale sunt de necontestat. Suntem unul dintre principalii producători de hidrocarburi. Este o bogăție pentru noi și de aceea trebuie să îi asigurăm continuitatea și siguranța. Am aflat și de la OMV Petrom cât de importantă este tranziția către economia fără carbon. Următorul lucru pe care aș dori să-l ating este cât de e ușor ca din partea OPEC să analizezi cum se desfășoară lucrurile în lume, dar asociațiile de profil afirmă că până în 2050 va crește foarte mult cererea de energie, iar combustibile fosili și hidrocarburile vor fi reduse ca procentaj. Din punctul de vedere al Europei și din punctul de vedere al României, România importă 12,5% dintre gaze și 87% din petrolul folosit. Deci trebuie să ne axăm asupra României. Avem nevoie de investiții pentru a sprijini economia în continuare și pentru a produce, a asigura siguranța energetică. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar puteți să dați mai tare volumul pentru că se atinge microfonul de cămașă și se aud fâșituri. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru precizare! Îmi cer scuze pentru cei care ascultă dacă este
neplăcut. La începutul anului, Ropepka, înainte de COVID, Ropepka a lansat o strategie în domeniu legată de investiții pe care a prezentat-o guvernului român, ținând cont de legislație, de stabilitatea fiscală, de ambițiile noastre. Am propus guvernului acțiuni și documentație mai transparentă, mai puțin birocratică, ce presupune declasificarea anumitor dosare, astfel încât și factorii interesați să aibă acces la operațiunile de pe teren. Am fost însă întrerupți în demersul nostru de pandemia de coronavirus și acum căutăm soluții pentru a relansa economia. Am stabilit de curând o foaie de parcurs pe care am prezentat-o și guvernului român. Trebuie să discutăm despre felul în care membrii Ropepka pot sprijini investițiile și pot contribui la relansarea economiei românești prin investiții mai semnificative de pe piața internațională. Dar pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie să fim deschiși în afaceri. Avem nevoie de deschiderea statului către mediul de afaceri. Avem nevoie de un sistem fiscal mai deschis, de mai puțină birocrație pentru operațiunile desfășurate. Avem nevoie de o piață liberă, astfel încât să operăm cu mai multă ușurință. Și cred că trebuie să primim și stimulente fiscale pentru operatori, astfel încât aceștia să își relanseze afacerile. Un alt mesaj pe care doresc să vi-l transmit legat de investițiile în România este mesajul domnului Fershering, și anume că și noi suntem de acord cu dumnealui legat de liberalizarea pieței libere și digitalizare. Avem nevoie cu toții de mai puțină birocrație. Trebuie să conlucrăm cu guvernul României astfel încât țara să revină la o poziție importantă pe piață în urma acestei pandemii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Steven, pentru intervenția în care ai reamintit cu foarte bună claritate nevoia ca industria întreaga ei, în întregul ei segment, să regăsească un cod de reglementare, un cadru de reglementare, inclusiv în ceea ce privește fiscal, stabil, cum spuneai, cu o birocrație redusă, într-o piață liberă, condiții esențiale pentru ca investitorii, fie autohtoni sau investitori străini, să considere economia românească oportună pentru proiecte majore. Și în același timp statul să vină cu stimul de creștere. Mergem mai departe și vedem acum ce spune un finanțist față în față cu problemele pe care le ridică sectorul energetic din perspectiva strategiei de investiții, finanțării de noi proiecte, nevoii de găsire de resurse de finanțare. Și de aceea o invit acum pe Ramona Curco, Head of Energy and Utilities la BCR în segmentul Corporate Banking. Mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru mine în fiecare an este în primul rând o mare plăcere și o mare oportunitate să aud și să mă văd cu clienții noștri în primul rând din industrie. Aș îndrăzni să spun că investițiile sunt un subiect important și fierbinte nu doar de anul acesta, ci din fiecare an. Vorbim de foarte mulți ani de investițiile în sector și de ce nevoie este de ele. Și vorbim de investiții nu numai în capacități noi, dar și în retehnologizări. Practic, toată piața și noi ca și finanțiști am așteptat cu interes aceste oportunități de finanțare. BCR nu este numai a doua cea mai mare bancă momentan din sistem, ci este și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai sectorului energetic. Mă bucur să văd în acest panel și în cel de dinainte clienții noștri importanți pe care ne-am bucurat în trecut să-i susținem și așteptăm cu interes să-i susținem și în viitor în planurile lor de dezvoltare. Acum, în
contextul acesta, al anului acesta, bineînțeles, contextul este cu totul și cu totul deosebit. Noi, ca bancă, am avut o direcție prioritară în ceea ce privește, în primul rând, sănătatea financiară a clienților noștri. Asta, bineînțeles, coroborat cu sănătatea fizică a angajaților noștri și menținerea practică a unui climat stabil cu contribuția pe care ne-am putut-o noi aduce. Totuși, în tot acest context, sectorul energetic a continuat să fie unul strategic pentru bancă. Banca nu s-a oprit din a face business în această jumătate de an, chiar și în acest context. Cum spuneam, sănătatea financiară a clienților a fost o direcție prioritară, dar în același timp banca a aprobat finanțări noi de sume semnificative. CEO-ul nostru a ieșit acum o lună și a spus că noi, practic, în martie-aprilie, am aprobat în bancă finanțări de peste 500 de milioane de euro. Într-adevăr, în principal pentru trei sectoare care practic pot poziționa economia României competitiv în acest context. Acestea fiind în principal sectorul energetic, aici au fost cele mai mari tichete aprobate în prima jumătate a acestui an, sectorul agricol și partea de industrie alimentară. Ne dorim să facem asta în continuare pentru că, așa cum este practic evident, relansarea economică, care trebuie să fie focusul pentru următorii ani, 2021 și 2022, pentru că practic nu mai vorbim acum doar de 2020. Deja 2020 e clar că e un an deosebit. Cred că focusul tuturor trebuie să fie pentru următorii ani și aici am văzut și planurile de investiții ale jucătorilor mari care merg până în 2025. Se vorbește de zeci de miliarde de investiții în proiecte noi. Și practic cu toții trebuie să ne aducem contribuția în a transforma, așa cum ne dorim cu toții, această criză într-o formă V sau o bază sau o formă de U, cu o bază cât mai îngustă. Să rămână acest an pentru care toată lumea așteaptă o scădere economică undeva la 4-5%, dar să se vadă acel V sau acel U cu bază scăzută. Da, contextul legislativ, așa cum au menționat și antevorbitorii dinainte, este și pentru noi foarte important. Am sesizat înainte de criză și văd că acest lucru continuă un interes crescut pentru zona de regenerabile. Acest interes crescut pentru zona de regenerabile vine inclusiv din preluări de proiecte operaționale prin tranzacții de M&A. A vorbit Electrica dimineață despre cum a preluat primul parc fotovoltaic, unul mic. Cu toții știm în plus că există tranzacțiile de M&A din piață, care una dintre ele, ok, a fost oprită între timp, dar cealaltă continuă, care implică niște capacități regenerabile semnificative. Și în plus, dacă contextul legislativ va permite, cred că piața așteaptă și proiecte regenerabile noi. Și pentru asta, într-adevăr, este nevoie de predictibilitate, așa cum băncile continuă să spună în ultimii ani, să avem o predictibilitate pe ceea ce implică respectivul proiect și atunci să avem și noi o predictibilitate despre structurarea proiectului, despre sursele de finanțare, ce se întâmplă, care este schema sau nu de suport, care sunt mecanismele de vânzare și cât de sigure sunt acestea. Da, deci mesajul nostru principal acesta este sursele de finanțare, bineînțeles, nu se opresc doar la cele bancare. BCR continuă să fie un partener important pentru sector și ăsta e și rolul pe care ni-l dorim în continuare. În ceea ce privește finanțările bancare, da, ne vom aduce contribuția în continuare. Considerăm într-adevăr că trebuie explorate și alte surse de finanțare, eventual pe piața de capital. Aici putem vorbi de bonduri. Să nu uităm că ultima emisiune de bonduri a fost a Transelectricii la sfârșitul anului 2013. De ce nu? Pentru anii viitori, dacă momentul va permite și piețele vor permite, inclusiv surse de acest gen de finanțare pot fi accesate de actorii din sectorul energetic, pentru că aici există foarte mult potențial și, cum spuneam, este un sector care poate face diferența într-o poziționare competitivă a economiei românești. Și m-aș opri aici pentru că cred că cele mai importante mesaje le așteptăm din partea companiilor. Noi suntem practic un susținător și un suporter și un, ca să spun așa în engleză, un enabler, da? Dar depindem de planurile jucătorilor în ceea ce privește investițiile și implementarea lor. Mulțumesc frumos pentru informațiile pe care le-ai adus, Ramona, în contextul
panelului nostru legat de investiții. Avem câteva întrebări. Imediat după ce terminăm toate intervențiile inițiale, voi veni cu întrebări către voi legate de finanțare. Mă duc acum la Adrian Dumitriu, CFO Kim Complex, în aceeași linie a temei generice, finanțare de noi proiecte, strategie pentru investiții. Bun găsit! Bună ziua! Încă o dată, extrem de multe informații în cadrul acestui panel și am să fac o scurtă introducere legată de Kim Complex. Suntem un silent partner în viața dumneavoastră de zi cu zi. Suntem un contributor direct la siguranța vieții în România și nu numai în România, ci chiar în zona geografică unde se află România, pentru că avem apă potabilă, spre exemplu, pentru simplu fapt că societatea noastră produce substanțele necesare clorinării apei. Și asigurăm, spre exemplu, cu substanțele noastre, apa potabilă pentru București, pentru Sofia, pentru Atena. Suntem producători de biocide și dezinfectanți. Pe timpul iernii asigurăm tratarea carosabilului prin faptul că producem o substanță, clorura de calciu, care este folosită în vederea dezăpezirii. Contribuim chiar și la confortul dumneavoastră. Sunt sigur că nu aveți idee, dar de obicei când mergeți într-o mașină, bancheta are în componență substanțe produse de noi și mă refer la poliol. Producem undeva 250 de milioane de euro produse chimice, avem un export cifrat la 70% din producția anuală. Contribuim la reducerea deficitului balanței comerciale prin faptul că suntem un exportator important. Să nu uităm că anul trecut România are un deficit al balanței comerciale uriaș, undeva la peste 17 miliarde de euro. Și dacă mergem un pic mai în detaliu, vom vedea că aproape jumătate din acest deficit este creat de produse chimice. Când eram copii, am învățat cu toții legat de economie că România era un exportator. Din nefericire, astăzi devenim un importator net și dacă mă refer la produsele chimice, balanța comercială este dezastroasă. Mi s-a părut extrem de interesant că ați discutat foarte mult de energie, de investiții strategice. Eu mi-aduc aminte că am învățat la școală, Porter este cel care lansează managementul strategic și în momentul în care discută de management strategic pune problema avantajelor competitive. În momentul în care o companie sau o entitate economică își construiește strategia, trebuie să aibă în vedere avantajele competitive. Și stăteam să mă gândesc pentru un agent economic din România, unde sunt avantajele competitive. Și este destul de greu să le găsesc. Suntem al cincilea mare producător de consumator de energie din economia românească și am auzit încă o dată că România este al patrulea mare producător de gaze din Uniunea Europeană, dar dacă mă uit la informațiile publice pe care le găsim la European Energy Exchange, vedem că prețul gazului este undeva în jur de 5 euro pe megawatt și în România este de 3 ori mai mare, este în jur de 15 în momentul de față. Asta ca să vorbim de realitate. Tot ca să vorbim de realitate, energia electrică. Pe același site al celor de la European Energy Exchange, vom vedea că prețul energiei în România, vom vedea că prețul energiei, spre exemplu, în Germania, pentru anul 2021, este în jur de 37 de euro. Dacă vă uitați pe site-ul Opcom și ne uităm la prețurile din 2021, vedem că suntem undeva la 54 de euro. Așa că, personal, eu nu văd unde sunt aceste avantaje competitive și vorbesc din perspectiva unui agent
fiind un agent economic care face, realizează destul de multe exporturi. Vorbim de o piață de energie insularizată, cu niște prețuri foarte mari, în care ne este greu să facem, să avem o predictibilitate. Și aș putea spune că industria noastră a fost lovită la fel de rău ca în această perioadă în care discutăm de coronavirus, încă din 2019, când prețurile în piața energetică au explodat în România. Să nu uităm efectele ordonanței 114, care s-au combinat cu efectele creșterii valorii certificatelor de CO2. Așa încât cred că avem extrem de multe de făcut dacă în realitate dorim să mergem înainte. Mi-aduc aminte, am citit recent un survey făcut de, sau un studiu făcut de World Economic Forum, sunt cei care organizează forumul de la Davos, este o organizație extrem de importantă, și au făcut o analiză cu privire la riscurile din această perioadă, când economia mondială este afectată de această criză generată de COVID. Pe primul loc avem riscul prelungirii crizei economice. Pe un loc important avem falimente în economia mondială. Pe locul 8 apare colaps pentru economiile emergente. Să nu uităm că România este o economie emergentă. Și undeva după poziția 10 găsim un alt risc legat de scăderea fluxului de investiții străine. Și astfel ajung la subiectul panelului nostru, nevoia de investiții. Pe final de intervenție. Pe final de intervenție, zic, pe final de intervenție, așa. Avem nevoie de investiții, avem, noi avem proiecte extrem de importante. În ziua de astăzi, la nivel european, se discută de dezvoltare sustenabilă, de reducerea impactului economiei asupra mediului, de economia circulară, de CO2 neutral economy. Avem acest Green Deal, care se pare că se transformă într-un gas deal. Noi, în cadrul Chim Complex, avem niște pași făcuți. Spre exemplu, captăm emisiile de CO2 și le folosim în procesul de producție. Mai mult decât atât, folosim inclusiv astăzi hidrogenul, pentru că în procesul de producție, în momentul în care se face electroliza sării, se obține sodul caustică, se obține și clor, dar se obține și hidrogen. Captăm acest hidrogen, care este considerat un combustibil al viitorului, și chiar îl folosim pentru producția de energie. Este drept doar energie termică. Avem nevoie de investiții, avem nevoie de, și noi personal avem niște proiecte importante de investiții. Avem o fabrică nouă de polioli terminată în proporție de 75% pe platforma de la Vâlcea. Avem o fabrică de PVC. România este un importator total de PVC, pentru că în România nu se mai produce PVC și această fabrică stă, pentru că ne lipsește materia primă. Bun. Adrian, dacă nu te superi, propun să enunț, să faci încheierea primei intervenții, pentru că ne apropiem cumva de partea finală a panelului nostru, în care aș da citire unor întrebări care au venit și care sunt adresate vouă tuturor. Un singur lucru vreau să menționez, îl consider că este extrem de important. Da, România are gaze, consider că este necesar ca România să investească și să înceapă să treacă la procesul de chimizare a gazelor. Suntem extrem de interesați în identificarea unor parteneri alături de care să contribuim și noi la creșterea gradului de valorificare al rezervelor de gaz din România. Mulțumesc, Adrian Dumitriu. Cum spuneam, pe partea a doua, ultimele 15-20 de minute, încercăm să facem un schimb de informații, de experiență prin răspunsuri la o serie de întrebări. O întrebare pe care o voi preceda de un foarte scurt comentariu, eu adresez Elisabetei Ghidiu la Transgaz. Redresarea economică este evident, cum să spun, un proces pe care ni-l dorim cu toții și dacă se poate să se realizeze într-un interval de timp, cât mai scurt ar fi, cu atât mai bine. Se poate face, se poate realiza evident prin proiecte de investiții la scară mare, precum ar fi
investițiile în resursele naturale, de gaze naturale de la Marea Neagră. Știm bine că acolo, după calculele făcute de experți, doar în proiectul Neptun, în proiectul offshore de acolo, s-ar crea un număr de locuri de muncă undeva la 30.000, cu o contribuție la produsul intern brut la peste 70 de miliarde de dolari până în 2040, în următorii 20 de ani. Este însă nevoie de o deblocare rapidă a legislației care deocamdată ține pe loc intrarea în exploatare a resurselor de la Marea Neagră. Transgaz, așa cum Elisabeta Ghidiu tocmai ne-a anunțat, are în vedere în planul de investiții conectarea resurselor de la Marea Neagră cu Sistemul Național de Transport. Spuneai, Violeta, că 50% din nevoia de finanțare este deja asumată. Cealaltă jumătate ați căuta-o unde? În fonduri europene, la colegii din sistemul financiar bancar? Ce s-ar întâmpla? Din nou te rog să deschizi butonul de din stânga jos. Așa, perfect. S-a întâmplat ceva, e din nou a blocat microfonul? Acum e deschis, da. De finanțare cât mai economic și cu costul cel mai redus pentru companie. Astfel protejând partea de tarifar, pentru că toate aceste costuri trebuie discutate, știți că e activitate reglementată, inclus în tarif, și atunci trebuie pe toate canalele urmărită eficiența cât mai mult. Vă rog din nou să verificăm cu toții vorbitorii de limba română să fim jos setați pe Corea. Da? Pe limba coreană. În bara de jos, în butonul undeva Dreapta, ca să poată fi auzit okay de traducători. Okay. Bun. Așa. Da, eu aș conchide un pic, dacă nu mai sunt alte întrebări, într-una o linie de mesaj, să spunem așa, optimistă, pentru că noi Transgaz vom continua prin toate eforturile pe care le depunem. Și până la urmă este misiunea noastră, este un angajament pe care noi l-am luat față de acționari, față de investitori, de parteneri, față de toate părțile interesate, că ne vom îndeplini cu maximă seriozitate și responsabilitate toate angajamentele asumate. La compania Transgaz, la celelalte companii, desigur, nu ieșim noi dintr-un cadru, dar cred că, spunea colega Ramona mai devreme, sănătatea financiară și sănătatea corporativă și până la urmă existența unei companii depinde foarte mult de modul în care oamenii, resursa umană, este gestionată în interiorul ei și, evident, și în afară. Pentru că antevorbitorii spuneau la un moment dat, nici noi nu am avut probleme marcate de epidemia de COVID pe șantiere, că vă dați seama, s-a lucrat continuu, mobilizare extraordinară, exemplară, și vă spun din tot sufletul, pentru că n-au existat constructori, salariați, specialiști Transgaz, toți care au lucrat la aceste proiecte, indiferent de situațiile din teren, de vremea rea, de vremea impedimentele întâlnite, au lucrat pe toată această perioadă și mulțumim la Dumnezeu și sper că și în continuare să nu avem niciunul dintre noi probleme de acest gen și să avem grijă de noi unii de ceilalți. Este foarte important pentru că doar împreună putem dezvolta ceea ce spune și împreună putem realiza aceste investiții. Mulțumesc frumos, Elisabeta Ghidiu.
Tot apropo de investiții și tot apropo de Marea Neagră, pentru că este o țintă pe care, cel puțin noi la FPPG, o considerăm esențială pentru a fi realizată ca factor de stimulare, de creștere a economiei pe termen lung. Cum spuneam, cu o țintă de 20-30 de ani. Contribuția resurselor naturale de la Marea Neagră ar trebui implicată cât mai urgent în mersul economic, în exploatare. Vreau să-i fac o invitație publică lui Teodor Chirica. Spunea că n-ar fi rău ca oil and gas și nuclearul să se regăsească cumva împreună într-o ecuație în care, discutând proiecte de investiții majore pentru țară, să ne regăsim într-o voce comună. Eu îl invit pe domnul Chirica să ne facă o vizită la FPPG, să avem o discuție, iată, alături de RomGaz, de TransGaz, de OMV Petrom, de toți ceilalți, de Comped, de toți ceilalți membri ai Federației, să vedem exact cum putem rezona. Și apropo de rezonat, stimularea investițiilor nu numai că va asigura succesul unei a 11-a runde de licitație, dar o și cere. Și mă duc acum cu o întrebare la Steven, apropo de această 11-a rundă de licitație, care ar putea să ducă la creșterea sectorului, care este demersul, care este punctul de vedere al Ropepca? Mulțumesc, Daniel. În ceea ce privește a 11-a rundă, eu întotdeauna mă gândesc la trecut ca un element de predicție pentru viitor. În runda a 10-a s-a estimat crearea de 1 miliard de euro investiții ca oportunități și dacă avem în vedere și multiplicatorul economic estimat de PWC de 2,3 ori, adică 2,3 miliarde de euro investiții în economia românească. Asta s-a întâmplat înainte. Vedem că runda 11 este foarte importantă atât pentru operatorii actuali din România, dar și pentru investiții străine. Și runda 11 este o oportunitate foarte bună de a restarta economia în 2020. Și pentru a face asta, mesajele pe care le-am văzut sunt un regim stabil, legislativ și fiscal pentru investitori și am făcut tot felul de calcule și prețuri de referință. Avem nevoie de piață liberă și liberalizare. Avem nevoie de sisteme fiscale care să favorizeze producția locală față de energie importată și trebuie să existe un cadru legislativ care să încurajeze accesul la terenuri, reducerea birocrației și reducerea costurilor. Deci dacă vorbesc cu investitorii străini sau internaționali, ei tot timpul pun întrebările următoare. Care este regimul fiscal în România? Care este regimul legislativ? A fost foarte greu să accesăm terenuri și acestea sunt întrebări din partea investitorilor din străinătate care sunt interesați în a 11-a rundă, vor să vadă o piață liberă și liberalizată și un regim fiscal stabil. Trebuie să facem asta. Jucătorii care sunt deja aici au nevoie de asta și runda 11 este un pas foarte important în încurajarea investițiilor în petrol și gaze și pentru a oferi combustibilul pentru chem complex pentru a continua activitatea și cam asta ar dori să vadă membrii din partea rundei a 11-a. Pentru răspuns aș îndrepta acum o întrebare către voi toți colegii de panel, pentru că mai avem maxim 7-8 minute pentru închidere. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la modul în care pachetul de legi numit Green Deal, pachetul de reglementare european numit Green Deal, ar urma să reprezinte
în același timp o oportunitate de dezvoltare, dar în același timp o amenințare în zona proiectelor de gaze. Mai poate industria să mizeze pe fonduri europene în ideea dezvoltării proiectelor de gaze sub umbrela noii comisii a Uniunii Europene și a politicilor ei? Provocarea o lansez către întregul panel să vedem cine dorește să înceapă. Domnul Chirica, vă rog, deschideți microfonul, vă rog frumos. Deci foarte scurt, eu am o parte a activității mele este în zona societății civile și și reprezint în continuare industria nucleară din România la Forumul Atomic European, am fost și președintele forumului. Zic eu că sunt destul de apropiat de politicile europene. Opinia noastră a industriei și a mea personală, deci vorbesc mai mult decât nuclearitatea, vorbesc industria nucleară acum, este că abordarea Green Deal este, din păcate, o abordare ideologică idealistă. Și, practic, dă cu piciorul la tehnologii și industrii tradiționale care aduc o contribuție semnificativă la economia Uniunii Europene, dar și la economia de emisii de carbon. Restul, sigur, las pe colegii mei, întrebarea a fost adresată zonei gazului, dar am simțit nevoia să fac această. Și nuclearul nu este departe de chestiune. Păi nu, nici nuclearul nu este într-o situație foarte neclară și eu nu mă gândesc neapărat la fondurile europene. Știu acum, sigur, cum să promovează investițiile nucleare care, prin regulamentele Euratom, se aprobă de Comisia Europeană și care te judecă foarte atent la condițiile de finanțare și sigur că dacă te pune la competitivitate cu o tehnologie care accesează fondurile europene în condiții preferențiale, evident că ești pierzător. Da. Deci sunt niște, mă rog, sperăm în al 12-lea ceas să se rezolve această situație. Nu pot să îmi imaginez că Europa poate renunța peste noapte la energia nucleară și la gaze. Este practic imposibil și să nu uităm că, cu regret trebuie să o spun, o țară pe care o admir, o țară foarte puternică, cea mai puternică, și închide centrale nucleare și deschide centrale pe cărbune. E un semnal extraordinar de solidaritate și de promovare a Green Deal-ului. Dar, mă rog, cine poate o se roade. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Elisabeta, te rog frumos, din nou deschidem microfonul. Aș interveni puțin și eu cu partea aceasta legată de Green Deal și pentru că a dus în zona de gaz. Eu zic că cu toții cred că gândim la faptul că schimbările climatice ale transforma într-o oportunitate de dezvoltare, cum spuneai mai devreme, cred că este una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm fiecare. Proiectele de infrastructură, ridicând un pic nivelul la partea de macro, să spunem așa, și la nivel european, există ENTSOC, după cum știm cu toți, care pun în prezentări și în analize tot timpul, cu sprijinul operatorilor de transport și de sistem, gripurile, planurile regionale de investiții. Iar politica în domeniul aliniată la principiile Green Deal, vizează tocmai aceste investiții noi în tehnologii noi, astfel încât să poată să contribuie la creșterea economică pe care noi o dorim și o urmărim cu toții. Este foarte important și știm în continuare, indiferent de care este domeniul, că România are nevoie de investiții majore în următoarea perioadă, care trebuie canalizate destul de eficient și pe nevoile reale, concrete, că astfel pot prinde viață în fiecare din domeniile și eu zic că toți colegii antevorbitori și ceilalți dinainte în companiile dumnealor depun eforturi substanțiale pentru a realiza aceste planuri de investiții, că în fapt tot ceea ce realizăm, investițiile acestea rămân pentru cei care vin după noi, pentru generațiile viitoare și asta este un lucru bun pentru că așa consolidăm economia națională și cea regională. Revenind la partea de infrastructură,
și subliniind încă o dată ce spunea și Cristin Verșel la început, că gazele naturale vor avea un rol important și în viitor, este extrem de important cooperarea regională. Aș insista un pic pe ea, pentru că interconectările României cu statele vecine, sistemul național. Din păcate, s-a închis din nou microfonul la tine. Te rog, așa, gata. Da, da, a fost o pierdere de două secunde atât. Da, cer scuze, cred că nu. Eu un pic sunt într-un loc în care e partea IT-ului, nu-i biroul meu. Și, așa. Vroiam să subliniez rolul cooperării regionale în construcția viitoare a acestor programe de investiții pe care ENSOG și prin planurile de dezvoltare, TINDP-urile pe următorii 10 ani ale tuturor operatorilor de transport și sistem, ele vor fi aliniate. Iar în ce privește la noi inițiativa celor trei mări, infrastructura de gaze naturale, joacă un rol important și este un, cum să spun, un vector de creare a plus valorii. Este foarte important și de aceea focusul este tot mai mult pe realizarea acestor proiecte de investiții. Planul nostru, știm cu toții, e undeva la 4 miliarde de euro, iar proiectele pentru care s-a luat deja decizia de investiții și cele care sunt într-o fază avansată de luare a deciziei de investiții se estimează la 1,25 miliarde de euro. Mulțumesc, Elisabeta, pentru intervenție. Am o întrebare pe repede înainte, cu rugămintea către Ramona Curco, un răspuns prompt. Spune Ramona de finanțări de până acum de jumătate de miliard, preponderent spre proiecte din sectorul energetic, sigur, alături de alte sectoare economice, precum agricultura. Întrebarea mea este ce proiecte majore vă bat acum din sectorul energetic de investiții vă bat acum la ușă? O să merg pe foarte repede înainte, pot să spun că noi în toate proiectele care s-au întâmplat în ultimii ani suntem prezenți, de la Transgaz, Marea Neagră, cu ce s-a întâmplat cu Black Sea Oil and Gas. Iar acum, în ce vorbim în prima jumătate a anului, focusul, după cum știu majoritatea jucătorilor din piață, a fost pe tranzacțiile de M&A. Eu, când am menționat tranzacții aprobate, noi sperăm să și ajungem să le implementăm. Și majoritatea acestor tranzacții au fost, se referă la finanțări legate de aceste procese de M&A și oferte depuse în cadrul acestor procese de M&A. Nu sunt proiecte investiționale cum au fost Brua sau Black Sea Oil and Gas, pe care le așteptăm în continuare. Deci așteptăm tocmai concretizarea acestor planuri investiționale anunțate de toți jucătorii din industrie, de la Romgaz, Hidroelectrica, Transgaz, toată lumea, să mergem în zona de proiecte de finanțare. Da. Mulțumesc foarte mult, foarte prompt. Acum, apropo de verbul aștepta, și noi, industria, toți colegii din FPPG, așteptăm cu foarte mult interes și cu multă nerăbdare să-i vedem pe colegii din Parlament că, stând cu picioarele în apă rece și cu mintea înțeleaptă, vor reuși să deblocheze de urgență cadrul de reglementare, astfel încât să putem discuta, poate în ediția de anul viitor al summitului Energinomics, despre realizarea de proiecte de investiții cu resursele de gaze naturale de la Marea Neagră ca factor esențial în dezvoltarea economică a României. Strategii pentru investiții, finanțare de noi proiecte, acesta a fost panelul pe care îl închidem acum. Vă mulțumesc tuturor pentru luarea de poziție, pentru informațiile pe care le-ați transmis celor care ne urmăresc. Îl rog pe Gabi Avăcăriție să preia de aici ștafeta, adică microfonul și întregul, întreaga mecanică sau, dacă vreți, chiar electronică a desfășurării summitului. Mult succes! Mulțumesc mult, Daniel, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru implicare și pentru contribuția pe care ați adus-o la Energy Strategy Summit în acest an. Sunt multe idei interesante care ne vor da de muncă în săptămânile următoare. Ca de obicei, Energinomics va construi un raport tipărit pentru cei care nu au participat neapărat la acest eveniment și îl vom pune la dispoziția autorităților. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că, urmărindu-vă, mi-a făcut plăcere, mi s-a părut interesant. Dacă așa stau lucrurile și la sesiunea pe care am moderat-o, eu însumi sunt mulțumit de cum decurg lucrurile până acum. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Așadar, doamnelor și domnilor, închidem aici această a doua sesiune a zilei și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a fi parte în următoarele intervenții. La ora 1:15 începe un panel special dedicat sectorului energetic. Este o premieră pentru la Energy Strategy Summit. Avem un panel dedicat unei tehnologii
și mă bucur că o putem face, inclusiv prin participarea președintelui Organizației Canadiene a Industriilor Nucleare, domnul Ron Obert, așadar la ora 13:15. Vom avea apoi intervenția domnului Havrileț la ora 14 și imediat după aceea sesiunea dedicată tehnologiilor. Vom avea de la ora 4 după amiază sesiunea dedicată cooperării, Regional Approach, și aici îl vom avea ca moderator pe Radu Dudău de la EPG pentru a închide ziua în apropiere de ora 17:30 cu closing remarks și o conversație de cel mai înalt nivel. Așadar, rămâneți alături de noi. Suntem acum într-o pauză de aproximativ 30 de minute. Vă așteptăm înapoi cu transmisia în direct. Până atunci însă folosiți oportunitățile pe care le oferă platforma MyConnector pentru a intra în legătură unii cu ceilalți, pentru a schimba cărți de vizită și pentru un prim dialog. Ne revedem așadar în 25 de minute.